ce secție de poliție tu lucrezi pe ascuns. Că văd că știi tot cu oricine am fost, pe unde m-am dus. Mai e cu vrăjeală unde am fost aseară, să vezi ce-ți răspund tu. Eu vreau să-ți ascund, dar totul răspuns și rămân pe mașina nu doream, dacă nu erau banii nu voiam, dacă nu-mi plăcea acasă așa de mult, pentru mine erai un necunoscut. Dacă nu erau hainele de lux, dacă tu nu erai mereu de plus, dacă nu erau cadourile scumpe, probabil te uitam în 5 minute. Bye. Trecutul e în ceață, contează doar viitorul. Prezentul-i cafenea, cardul, viza, gol și molul. Îi place să dea ton, trebuie să ții somn, că merită un Oscar pentru cum își joacă rolul. Vorbește articulat, are dicție perfectă, corp de mazioretă, botul de starlet. Zâmbește frumos, te face gelos, dar ție nu-ți pasă că tu ai stop for the boss. Ai semnat contracte mari, ești milionar, dar ce păcat că l-ai ratat postat prenupțial. În cenușera sa o să plece de la bal, prințul să rămână fără trăsură și cal. Ea nu vrea doar poezii, vrea mai multe diamante, jumătate tu, jumătate ea, așa se împartă dragostea. Acum trebuie să mă aud, să știți că nu vă mai spun încă o dată. V-am salutat pe toți în partea asta e. Acum vă și urmăresc. Acum da, știu. Ce să vă mai zic? V-am salutat pe toți în parte. Ați citit pe buze? Aia zic. Nu, câte cred că m-ai salutat pe mine? Păi, Dumnezeu, inutil. Stai să iau și o L-frecvență. Unde sunteți? Păi și Chris? Arătarea e greu, vezi că e rău famată. Păi zi lui Chris să vină la sediu să-i dau banii. Merg 4 milioane pe mine. A, bine. Cum ești? Sunt bine, un pic supărată, dar îmi trece. Obosită de la muncă. Nu, nu sunt doar. Da, avem grupul. Avem grupul de acum, bine, am înțeles. Bine, întrebarea mea, ce-am făcut? Că era o famată, prezentă. Am văzut doar un foto. Am aflat ce gen. La Landeza, băieți, domnule Wayne. S-au actualizat alea, cum le zice, listele. Mai trec vântăile, da, sunt mai bine acum, mai am foarte puțin. Dar e ok, nici mă afiști în Ortenus. Relaxare după o zi de muncă, bă, da. Nu supărată că am fost cefuită de lanț ceas și m-a pus arunc și gadgetul. Oh my. Rip 8 milioane. Cicatricele, da, sunt și astea.
De cine? Știi când vine Cristofor, Lolita? Nu, i-am dat și eu acum mesaj. Oooo, ce bunăciune. Pe Caio. Dacă ne cunoaște nimic, îți dau eu altele? Le-am cumpărat deja, nu vezi? Le-am cumpărat de la jefuitor. Tema și în gura lui. Ram sam sam, ram sam sam, guli 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 guli. Dracu și te-ai jupuit așa? Bunii, pe Caio. Era 8 dimineața, 9 dimineața. Acu, două zile. De-aia nici n-am mai făcut live, de nervi. Dar zic că l-ai deja de la mine, primește cadou. Ce drăguț. Ești bătrân părlit? Păi dacă ești părlit, cine dracu banii? Murim. Ai, ce faci? Like-ul ăla l-ați dat și voi sau sal? Un barbut din barbut făcui la 175 de ore, vreo 30 de milioane, plus 8 Among Us-uri, platinu și 2 ceasuri de diante. Bravo, măi, ești numărul 1 pe sat. Sam sam aram sam sam guli 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 guli. La tine cum danse. Aram sam sam aram sam sam guli 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 guli. Dar ce face Cristofor? Cineva să mă ieși pe mine din păstul la mare, vă rog? De unde? Da, scoate inima aia, că m-a rupt. Ei, ce faci, fumează și bea? Hai că bea, dacă... Vrești la manet? Da. Vă plac, mă, ștrufiții mei! Hai pe mare, păi. Dacă e la manet. Bă, dar nu mă aud. Ba da, mă, te-am spus că vin eu să te iau, că să-mi pun bandana oricum. Am făcut codițe. Că te vreau eu. Dar tu te-mi pula mea și iau o moldovene atunci și nu mai știu. Lasă-l, că băieții ei a încercat de 3 zile în continuu să jafească și ceva. Aaaa, ce faci? Să mai zic acum, nu mai zic nimic. Șapă să fii. Bara și nu mă unde ești, Cristofor? Where are you? Por qué no me contestas, pă? Și cu brocă să vom? Au, da, lovitura vieților ești, de bun. Haideți să apăsăm și noi butonul ăla de like, vă rog frumos. Și nu uitați să vă abonați, să apăsați butonul de subscribe, deoarece la 10.000 de subscriber de ăștia nebuni facem un mega giveaway. Le pup ceapă. Dar ne pot să prind zoare pe ea? Nu pot să... Gen, ar fi fost o modalitate să-i fac cumva pe aia care au dat anunțul să vină într-o locație, gen, și să iau de pe sus de acolo. Dar nu pot să fac aia, că aș face fail RP, pentru că, practic, chiar dacă sunt doar eu și încă două fete care au lanțul ăsta, nu pot să rolez că ăia m-au jefuit. Practic, se rolează că ar fi... mult mai multe bijuterii în oraș cumpărate și că se rolează că sunt mai multe fete în oraș, știi? Și n-am cum să fac roleplay-ul ăsta, că altfel aș fi făcut, îți dai seama că nu-i lăsam pe aia așa. Nu am nicio părere că s-a închis bagosul, că nu-i, pentru mine nu-i vedeam activ, gen. Nu mai e bagosul ce-a fost. Gustav are viața lui personală, muncește, nu mai avea timp așa mult. Plus că știu că Șervan era mâna lui dreaptă și gen cu el mai mult stătea și ne mai fiind Ștefan. Bă, că n-am găsit ceva. Dar oricum nu... nu mai avea cum să predevină vagosul ăla vechi. Că, na. Vorbesc frumos cu Ulf, că e un băiat foarte de treabă. Știm că e un om foarte de treabă, dar are și moderator aici.
de la bun început. Mersi frumos, aminat Alexuțu, de subscribe, te pui. Am uitat pixul de la... De la asta. Are Bradva cu Fury Mane. Fury în locii lor, cât au șefuită. A, asta e. E a treia oară când sunt șefuită de la Ciciasi. Sunt blestemată, mă jur. Eu nu știu ce a fost în capul meu, că eu de obicei, la orele astea, mai ales pe care, niciodată nu le iau la mine. Și gen, în loc să mă duc eu spre depozit, că de obicei acolo mă duc și îmi las toate astea, că gen, am ieșit după server pe caie. Și în loc să mă duc eu pe... la depozit, m-am dus direct pe plantați și m-au luat, ești nebun? Dar nu știu ce faci ăsta. Nu stai degeaba, vorbim aici. Atunci nu mai las bani aici. Mă duc și eu pe băieții la Romblei. Când ne certăm aerea, am verificat deja, nu vorbiți în filme? Ce să verific tu? Bună, Cristian, te pupuie. Mergem pe grup? Sunt aerofomatul. Păi și? Mergem. Da, nu că nu-i singura care a pățit așa, am fost jefuit de 6 milioane din prostie de-a mea? Ai. Da, mă simt bine, mă simt bine. Intră pe stația mare, lui. Și o să-mi schimb culoarea la mărgin. Contează procesor la 5V? Nu, m-a întrebat asta viața mea, că eu abia știu să prind calculatorul. Nu mă vere, mă, prostul dracu. Lasă-mă jos, că mă doare cap. Gata. Oh. Na, păi Gianni, să-mi va picioarele. Lasă-mă jos. Păi, măi nene, contam și eu bara aia acolo, stai să mă zic. Da, jură oamenii, dar nu dai pe știu. Nu te-am de la atent, dar la atent, bună seara, domnule, v-a luat cu ceva? Nu, puiul meu, sunt de la birouri. Ah, ok, ok. Nu-i repară mă nimic. Repară cineva, nu-i repară nimic. Da? Era live 115, nu, vezi că sunt 3 live-uri, 114 viața mea, ia uite-te tu mai bine. Foarte bună. Păi două, vezi că ăsta ultimul trebuie să fie 1.5, dacă ai tot timp să schimbi. Aia era casa de la Nortenu, să înțeleg? Ce anume, ce casă? Te pup, Marco, te pupuie. Păi stau și o muzică asta mai ce să iau pe. Încă puțin și ajung și în țară. Foarte drăguț.
Eu m-am săturat de țara asta, aș vrea să mă plimb pe mult de tot. Bă, oai, dau 20 cu bani, nu-mi bag cu la mă, să mine, mersi. Ce să mai schimb? Ce să schimb? Păi nu, trebuie să schimb 150. Cu banul, cu aia, nu cu banul, cu aia. Ștefanie, e mult, 18 cu banul. Da, și cu aia, că voi nu știți ce am eu. Nu știu, ce fac? Ștefanie, dă-i eu... Ce fac puiul? E supărată. Mă cetam cu dumcă, nu mai... Eu nu mai văd, lol. Zi, ce dracu? Mă acceptam cu Dumcă, a vorbit cu o fată. Minciuni. Așa faci, mă, nenorocitule. Nu mai zic. N-am vorbit cu nicio fată. A zis că, că vrea să bage vrăjeală, să-l ajute pe Conacu. Aha. Da. Păi vrea să vând artificuri. Unde ești, Conacule? Da, nu-i în oraș. E răpit de fata aia. Am dus pe UG și la fata aia. Aaa, e aia de la servis? Ai făcut tritam, ce bună n-ai făcut. Era o fată la servis, cine e? Da. Era una de cumpăr artificii. Nu mai e la servis. Mai e o fată, dar repară mașini pe acolo, că am fost și m-am văzut. Nu mai e, am promovat-o. Mă, tu n-auzi că e una acum la servis care un... Acum? Acum era, că am fost eu să-mi schimb culoarea la mașină. Că e umbrul alea că la bujii. Ia stai că vin și eu. Ia că vin și eu. Bă, mersi frumos, sol de danță. Hai, colegi, colegi, colegi. Te vezi puci. Iar n-a schimbat melodia asta la... La... La donație. Și a plecat toată lumea, este? Da. Le-ai dat distracție. Eu nu plec, eu stau cu Bibic aici, vezi? Te pup, Leo, te pup, mersi frumos. Nu erai Brokers? Nu eram acum. 3 luni a fost Brokers. Bă, dă scană. La vară iar ești în Grecia, doamne, abia aștept. De fapt, nu știu, să văd dacă merg anul ăsta în Grecia. Ce facem? Mă mai gândesc. Care e ăsta cu ăla? Aș vrea să vizite Spania. Păi unde au plecat, mă? La servis? Da. L-ai fost, ai ok numele. Ăla la altul e greșit, trebuie scot. Mâine ți amintesc de descriere și mă zic că da. Ce ai zis? Ce ai tras brăz? L-am văzut, dar nu l-am văzut. Ce ai zis, Narci? Hai că unde au plecat toți? Nu servis, n-au zis? S-au făcut coadă. S-au dus ca bulangie acolo. Cum crezi intrarea? Lasă-te aici, singur. Hai, calmează-te. Suntem jefuiți pe groove. Da. Acum cum vei. Mintit. Mint. Mintit. Mintit. Se trage. O, cred că o să dau eu primul plot acolo. Deci dacă merg. Rita, urcă repede în mașină. Unu mai, unu mai, unu mai, unu mai. Ce brăjeală aveți în voi. Bă, dau amendă la toți părtașii. Fira ți-ai dracu, v-ați dus după o pizdă. Da, dar nu, e rău famata, n-are cum să jifuiască. Da, zic și eu. Hai că n-are cum, dacă e. Ce rău famata, că n-am văzut nicio mașină de poliție până acum. Da, bă, e poliție. De când a intrat, da, erau 5. Mama, dar chiar azi e 1 aprilie, hai să facem și noi farsă. Să facem farsă. Păi am făcut prima farsă acum. Ați fost păcăliți de 1 aprilie. Nu, a nimerit. Aha. Cu 50 de milioane casă clasa A și farmează. Ce n-ai, bă? Ai casă de aia pe goș. Flau, ești un sărac. Să știți că eu mă duc cu Narcisa și cu Mona să luăm jaful la depozit. Ce faci? Cât sunteți? Da, eu preț de aia pe că glumeam. Face farsă. Happy Halloween faci. Bună, ne aruncă. Poliția e deja la depozit după aceste vorbe magice. Păi trebuie să recuperăți banii, fraților. Aole, păi... Păi nu știi că am fost jefuită? Nu. M-au jefuit de lanț și de ceas. Ai... Da. Când a fost asta? Acum 3 zile. N-ai auzit, mă? Păi și nu l-ai prins pe ăla? Nu. Aole... Până Sky...
N-am ce să mai fac, s-a dus. Bună seara, băieți, tot eu sunt. Am vrut să vă întreb dacă tot mai vindeți mai alea. Aveți cumva o pungă de vânzare? O pungă? O pungă. Da, să-i punem. Să o punem pe cap, să facem surpriză. O surpriză de ziua cuiva. Mamă, ce piese. Eu am o bucată de lemn. Că am luat certificii și vrem să băgăm și pe ce ai tu? O bucată de lemn. Nu aveți voie să dați pungi, băieții mei. Ok. Ce pula mea are Helene, m-a venit deasupra. Am înțeles, bine, mulțumesc. Eu o bucată de pita. 5 mai. O pungă o să-i pun la băiatul din lângă mine. Ce mă dă grosă ce ai nevoie și... Ce? Te ascuns ce? Nu. Da, glumi, nu? Ce ai zis? Am făcut și noi 100 de lei cursă sau sau? Ce păcăleală ați dat ei? E slab, sunt parcă ești rătuși ca aia, mută. Iiii, tu l-ai auzit? Ești paralizată, pizda, mă. Dar veniți și voi pe grup sau stați acolo la servis? Noi avem treabă, că cineva trebuie să fie jefuit pe grup, ca idee. Ceva trebuie să piardă iar la Amcician. Da, cu tacul în cap. Mi-e-mi place de tine, ftuți domnule simt. Vedeți că e pe principală un BMW de la electric. Uli? Se duce spre Cer Grup. Vrea să oprească la o casă. Ah, mergi. Ne batem, hai să ne batem. Fapti. Aruncă tot cine are. Cred că livrează vreunul și vrea să o jefuiască sau ceva. Au și Gambetti. Mare parte din băieții ar de dupie de la Gambetti. Ăștia în MOV cine sunt? Betty. Au cerut aprobare? Gambetti. Da. Da? Au aprobare de livrat, nu să patrulete. Aha. Ok. Ce facem? Ce facem? Au, șeful! Au, ce facem? Patrulă. Hai să te vine ceva interesant. Patrulă. Hai dracu la service, să vedem ce fac ei acolo. La service? Păi. Ce, stoi la service? No, n-ai treabă. Uite cu aici, ce ziceai? Și pe Gambetti, urorii, sper că voi să mă oprească pungă, că îi patrulează, nu livrează. Era ce vei? Nu te-am atins, viața meu. Voi băieți cine sunteți? Pe cine? Pe ce? Poftim? N-am înțeles. Cine sunteți? Nimene. Nimenea? Ia jos de mașină. Jos? Ei mă dau jos. Jos, n-auzi. Gata, gata. Cu spatele, gata. Ai și cu tot cu spatele. Întâmplat ceva? Ce fac cu lanterna pe aici? Ce fac? Am fost agent de pază. Ia de la terna aia încoa. Liber. Bă, jefuit să mor eu. Ce faci șoful? Cum am ajuns la ședință? Mare jefuit. Hai că vin și eu, așteaptă-mă. Hai vino, că pe acolo sunt nicio. Speram eu. Vedeți că se ce Chris la sediu, e la sediu, care mai are zidea ta. Acum vin. Nu am server de Discord. Uită-te, Discord n-am cum acum, că sunt în Rumbly. În Rumbly, n-auzi? E website să pun la AdSense, că vreau să-mi fac contul pe YouTube. Ce faci, șuf? E bine, tu ce faci? Doamne, ce-i dracu-i costumul ăla, trească familia? Eu a adus noroc costumul ăsta în seara asta. A? Păi? M-am jurat, Boromir, dă... Aaa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 a
Ce ai scăpă, mă, să o iubesc? O respect, iubesc femeile în modul ăla, nu că le-aș face altceva. Ce-a zis? Ai zis că respect rasa. Păi, rasa... Și el a zis să-mi bag pula în rasa ta dacă o iubesc. Va... A jurat Boromir.
Și a venit la cap, a venit în spatele meu și mi-a făcut așa semn cu unghia la gât când ai păreri? Păi nu e bine. Eu zic că a fost un prank. Tu ai zis că ți-a purtat noroc? Costumul, să da. Să nu mai porți. A plecat din parcare? Păi uite. Ce mai te-a mânză? Ce-i asta, mă? Stai să stau și o tascu, cât ai dat pe alea? 4, da? 4 milioane, da. Dă-ți seama că jefuitorii aia s-au dus pe grup să le vândă. Ăștia de mi l-au vândut, ziceau că sunt jefuitori. Și l-a dat lui ăla că e de bărbat, dar repede, repede, mă, 4 milioane. Și ăla a crezut că-s de bărbat, că le-a cumpărat. Hai, de pula lui. Și l-a luat cu 4 milioane și vorbeau între ei, hai bă să dăm anunț, să luăm 5 pe ele. Și ziceau între ei, nu mai dăm anunțuri, nu mai dăm anunțuri. Deci e prăduială asta ce au avut-o. Dar nu vreau să dea anunț cu ele. Da, mă, asta e. A fost ducă-ți. Vreți să știți cum a decurs licitația? Yes. Da. Ia, metamfetamina 1 milion, hacker 1 milion. Nu pot să cred. Cocaina 1 milion, Maria 3 jumate. Cocaina 1 milion? Da. Și cine l-a luat pe astea așa ieftine? Că n-a licitat. Păi și tu nu te-ai băgat peste ei? Nu, pentru că am vorbit dinainte, eu le-am zis că iau hackerul pentru ăștia mici. Așa. Și am lăsat să ia și, și vreau să-și ia. Vrei să le iau eu pe toate la 1 milion? Cum ar fi? Nu. Nu, și dar să-i știu, le rămân... cu Bluvu? Păi n-am avut Maria până acum, iar lui Maria. Dă-o morți, mai las-o, schimbăm. Las-o, nu mai gata. Mă luăm, luăm coca o data viitoare. Toată lumea s-a sufletat. Și cu Gruvu, unde s-a întâmplat? Bă, Gruvu... Să știți că bătrânul n-a avut drept să liciteze Gruvu, pentru că nu s-a... Eu am fost și am vorbit deja cu bătrânul. V-am zis la ședință ce s-a întâmplat. Bătrânul mi-a dat un hint că o să urmeze o nouă locație de... Și eu o să se mute pe asta nouă care o să urmeze, un nou drog. A, deci drog, nu locație. Și Gruvu oricum a zis că dacă îl lasă nouă, că suntem singura familie demnă care facem ceva în oraș și noi merităm să avem Gruvu. Și seara asta trebuia să-l ia el și i-a spus Boromir că nu are dreptul să liciteze. Că domnul Navarro a avut probleme cu Gruvu și ne-am ocupat noi. Îmi recuperez banii. I-a specificat că s-a ocupat Nortenos de zona voastră săptămânile astea. A vrut-o Cosmin, a licitat până la 2 milioane și la 2 milioane jumate a lăsat. E gata, nu avem pe Gruvu. A, și acum încolo avem noi Gruvu sau cum? El oricum vroia să ne lase de când apare drogul. Și acum e genia forța mână, acum ar veni să o lase și eu să ne lase de acum încolo nou. Bătrânul a venit la mine și mi-a zis să... Uite că ce-am vorbit mai devreme s-a întâmplat acum. Și eu i-am spus să nu ceară niciodată aprobare. Familia Sova să meargă în liniște să dau chef. Ce l-ai spus să fie ok? Că nu vreau... Nu știu care este salariul bucurilor. Nu vreau să scrie acolo. Putem să patrulăm. Uite, dacă îi vedeți în galben, să știți că sunt ei. Oricum, știți că vine ea patru mare. Nu știu, un ghiozdan portocaliu. Păcuvară să plătească amendă. S-a pus acolo să lucreze mare la Iulis. Nu știu, vor fi să-și depăstați. Deci a plăcut sau nu? În seara asta mă... O, știu de plângi de bani, eu am pierdut 500k în cazul ăla în care plătesc. 500k, păi am pierdut 2 milioane, dacă i-am pierdut lanț ceas la 3 milioane, plus m-a pus arunc gadgetul, m-a pus arunc și 100 de glanțe de gadget și un combat cu 100 de glanțe. Da, până la urmă, ne-ai ieșit locația, mă, ca 1 milioane și mă. Și cu aia cu amanetul nu ne lasă, că nu prea e ok, dar să gândește la o variantă, știi? Păi, dar n-am stat la ecola să mor, eu n-am văzut și noi o... Păi, degeaba s-a văzut, stați acolo, oricum n-aveți voie să intrați. Servici central, grup. Eu zic că suntem pe calea cea bună, ți-am bine. Aveți un dacin. Locație, păcaiu, i-ați anunțat și pe ăștia mici că... Da, m-am picat eu. Da, i-a anunțat anul. Dacă vreți, adu de picat. Clau, am să-ți dau vreo 10 milioane pe Gesco, prima rată. Ce părere ai? Mai am 4 milioane oricum. Hai să faceți noi o faptă ești bună, abia s-a apucat Lali de YouTube. Vă rog frumos să intrați aici la ea și să-i dați și subscribe. Vă rog frumos să dați și like. Hai să vadă forta ștrumpițelor. E backup.
Lali este iubita lui Carlito, vă rog frumos să intrați și voi să-i dați un like și un subscribe, vă rog în suflet, să fac și 1000 de subscriber să poată fi, să facă membri și de astea, vă rog din suflet. A? La ule, îți propun așa, fii atent, îți propun 150 de milioane de licitații pentru tine, să-ți iei ce vrei cu 150 de milioane, ce zici? A, nu, gos, că nici nu-i dădeam. Și dacă e mai ieftin, îmi iau și ceva. Da. Ce vrei intrați să acolo! Ăsta-i live-ul meu! Ce troc am dat! Aici, 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 aici. Aici intrați, vă rog, vă pup și vă iubesc. Ce ți-ai dorit? Ce mașină ți-ai dorit în afară de gest? Bă, Gimera e șmecher. Singurul impediment e taxa. Da, nu e mare șmecherie. Vrei să cumperi o Gimera acum? A o serie, a fost ok și acum a făcut figuri, a făcut talente. S-au licitat. Aaa, nu, gen la licitație, că oricum îmi iau și inelul și nu mai duc lipsă de mașină. Trebuie 150 de milioane, mai luăm două Gemera. Hai mă că e drăguț, uite ce frumos e aici. Păi uite mă ce frumos e aici. Hai de intrați, repede și dau-ți mâncul. Hai într-un Gesco, scoatem 3 Gemera. Drăguț, mă. Hai, merge și așa. Rămânem pe ele, să mergem. Bună seara, bună seara. Unde-i mai duci pe ăștia pe caiu cu Bubru acum? Eu mă duc. Banhara în Jurioce. Bună seara, chat, vă pup. Bine ați venit pe live. Să-mi ziceai diul tău. Păcați-vă unul mașină, vezi Chris că se duc. Aia zic 50 de lichele. Haide, haide, așa haide. Rapid. Mulțumesc de abonare. Ghiță, Fuji, Robica, John, Daniel, nu sunt David, Simeon, Ionuț. Mulțumesc mult de tot la toți de like-uri. Ce-te-vă în parcare? Că-s toți în parcare, stau în grup. Fac Fuji, stai. Nu am eu multă lume pe live, dar i-am trimis aici. Te pup, Lolita, ești tu. Bă, dar chiar am curiozitate. Kids love. Mersi mult de abonări, mersi mult, mult, mult. Spor la live, mersi. Mersi mult. Da, mă. Ce ai zis de ce a primit bani greu? Că m-a jurat, a vorbit urât de anumiți player după serverul nostru, a mințit în legătură cu mine. N-am întrebat, mi-au zis de ce mi-a dat. Nu, n-am întrebat, ei veneau la mine și m-au întrebat. 85 de milioane și Gemera. Bună, Lore, te pup, iubita. Gemera, eu i-am, el, gen Gemera, el o calcula la 100. Da, e. Înțeleg? Și 100... 100 cu, i-am zis, 100 și cu 80 și 185, doamne, e bine. Și nu zis, bro, contează, mă, că și 85 e mult. O, deci da, 85 o, cash mi-a dat în două tranșe banii și mașina asta. Și pe mașina asta ți-o cumpără Ștefan, de 75. Da, mă, n-am treabă. Doar două persoane m-au întrebat și gen m-au întrebat ei dacă mi-ai zis tu cu cât ai luat-o. I-ai zis să luat-o? Se bucure de Gesco, ce faci, zis. Câte lucruri am auzit, Claule, că dacă îți dau acum un cuțit în gât. Lua Adrian? Lu Adrian, lu păi, Insol. Turioara Lorena. Nu Insol, lu Adrian, da. Păi cu Adrian e mult cunosc. Gen, m-am întâlnit o singură dată pe grup. Hai da la rupă, gata? Gata, hai da la rupă. Mai că era frică că iei mașina lui omul. Hai du-te și mănâncă să faci și noi ceva în seara asta. Hai mergem să mă pe... Dai prea mult de vorba. A, vezi că mâine m-a rugat Cioca dacă poate să dea ei Pacific și să dăm noi astăzi. Și când să dăm noi azi? Păi da, dar noi vineri vrem să dăm casino. Ce? Vineri. Vineri dăm casino. Mă, ce-s glumele astea de 1 aprilie? Nu, chiar mai glumă, sunt 12 minute. Nu, asta chiar nu e glumă. Chiar dăm casino cu bătrâni. Cum? Deci, tu azi ce zi este? Luni. Luni. Marți, miercuri, joi, vineri, după ora 10? Da. Bine. Atunci ora 10. Ma. Și o să vină și bătrânul cu rage, gen, să vadă și ei cum e. Au fost. Am fost adevărat? Azi, când da, mă, eu azi crezi că am stat, am fost, am descurcat lucruri, am făcut, Andrei. Și vor să vină și ei să participe? Eu l-am luat, l-am întrebat cum de voi până acum, nu ați dat niciodată, mi-a explicat motivele lui și am zis, dar nu ți-ai dorit să vă cooking, ceva? Adevărat? Da, nu, păi uite, îți propun ceva. Ia un om de încredere și hai cu noi să dăm o dată acum, zilele astea. Și am zis, vin, cum să nu abia aștept. Am ciudată perioada. Ți-ai mai dat și cardul ăla, puteai să-i dai doar invitația la Jaf, atât. Am patru carduri. Alea, pe care i-am dat lui. Hai bine, mă. Și două cazinouri full avem, știi? N-am mai dăm două, două. Păi și când le dăm și noi? Și dăm patru cazinouri. Păi, vineri vreau să-l dăm cu... Trebuie să-mi recuperez banii.
Bine, dacă și recuperezi banii de la... Faci jumătate de milion și din 4,4 seca, mare. Hai, zic, trebuie să dăm 10 șafuri. Ascultați-mă pe mine, că nu o să mai vindem lucrurile imediat. O să așteptăm și o să le vindem când trebuie și o să mai faci 2-3 milioane în plus. Hai, automat. De fapt, jafu o să fie 26-27. Așa că cred că ce mai bine o să ne vândăm. Vrei tu? Ce ai aflat? Ce poți să vinzi la oameni? Deci asta au vorbit la oameni. Ce rog, ne vinzi? Nu! Tablou azi de la... Biju era 248.000 și acum câteva zile era 170. Adică 70.000 în plus? De l-am cumpărat. Bă, dar eu... Așa l-ai cumpărat, ți-l-am dat cadou, prostule, că nu ți-l ți bani pe el, am încăpat. Ți-am dat transfer 200. E, i-a dat o pulă. M-am jurat pe cea mai scump, ți-am pus 100 pe sub. Ți-l-am dat așa că te rog, te auzeam pe aici, că nu ai avut niciodată. Ăla, gen așa a fost și anul trecut, când s-a schimbat fusul orar. Ui, prețurile și la toate lanțurile alea erau. Aveam două amonga sus. S-a schimbat fusul orar, s-a scumpit cu 200 ca lanțurile alea. Așa și acum, s-a schimbat. S-a dus cu ori mai... Să mă treci acolo, că ți-am dat task-ul, da? Deci Antonio. Antonio? De tablo Antonio cu poza de tranzacție. Da, pula mai are poza. Acum mai are. Păi am dat... Păi, ai pe GoPro. Așa. Da, uite. Dă-mi tot. De trec eu și pe tine și pe Mona. Bă, taci. Ce mai... Mergeți, că eu mai întâlzi vreo jumătate oră. Mergeți în parcare. Unde sunteți, mă? Cristofore cu Giovanni ăla. Parcare Groove. Gata, ați plecat de la serviciu? Mamă, că e moftic, o plăci. Da, ne-a plăcut Glova. Le-am zis ăstora că e o fată la serviciu, au dus 70 de inși acolo, au lăsat Groove abandonat. Avem două, mică noi, Alexandra și... Aolo. Nouă, fete. Alo. Eu nu de-o supra la Groove din nou. Haide, haideți. Vrei gemera, mă? Vino să-ți dă gemera. Bă, uai, dă și mie aplicatul, vrea. Dă-mi izimera, dă-mi izimera. Nu, a bugrat, dar ce treabă are un necolta? Ți-ai dat CK? Deci ți-ai dat CK? A, prank. Nu mai, hai bine, nu mai da aplicatul. Mamă, vreau să mă duc să-mi iau, fac și eu... un suc de la Natural. De fapt, rămân aici ca să nu fiu în zonă, așa. Mă duc să fac și eu. Mamă, nu mai am voce. Bună, Shark. Mă duc să fac și eu. Să spun pe stație dacă am nevoie de ajutorul ăsta. Mă duc să până la 2-3 până dimineață. Mă duc să fac și eu un suc de fructe și revin, nu plecați. Tu ești live? Aduceți. Da. Bună, scump bogat. Să te aducă Gabi, bă, lupul, la spital. Surge în gălară de-o meu, care-i chestia toată. Hai că nu-s așa mulți. Știi că te iubesc. Vrei să-ți arăt care ești, Cristofor? Vrei să te arăt? Păi știu că era prank de 1 aprilie. Vrei să-ți arăt? Vreți să vi-l arăt pe Cristofor? Vreți să vi-l arăt pe Cristofor? Uitați-l! El e Cristofor! Nu e Chițanu. Chițanu e ăla, de acolo. Și ăsta e Hara, ăsta e Carlito și asta e Lali. Te-ai făcut cu lanțul și ceasul? Le-am cumpărat din nou, ce să fac? Ce să fac? Că nu pot să trăiesc fără lanțul și fără ceasul meu dacă nu le știu acolo în inventar, în portbagaj. Ce să fac viața mea, uite, bine. Haideți că mă duc să-mi fac și eu. M-au lăchit băieții pe Caio. Au lăchit-o pe mami tău pe Caio. Te pup și te iubesc, Arcade. Revin. O, Icioo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 o
L-ați luat pe Matei ăla inactiv cu voi. Marci, bă, dă-te-n gura mătii de câini ordinar. Lasă că a rămas Măsaia Javrești cu noi, ok? Lasă că Sebi rămâne cu lupul acolo. Oricum a zis, azi vreau să se susține pe cinuri. Aia cu gemera. Ce tu la fel, bă, pe cinuri. Pantalonii la dungă pe tine, o? Luca. Nu vorbește MVP-ul pe stație.
unde sunteți, bă? E pro. Divinit viețile mele. Quiero estar contigo solita todo el día. A tu lado quiero estar. Ai, dale, dale, papi. Daniel Cămătar, mulțumesc din suflet pentru pentru subscribe. Pentru membru, da. Mersi din suflet. Te pup și te iubesc. Ba, consola vechi? Adică... Mamă, i-a rămas fără benzină. Păi ajung eu? Unde să mă duc aici? Dumnezeu se dus... Păi cine mai ajunge mâncați? Cine mai ajunge mâncați? Păi deja pârâie. Pârâie mașiniță. Hai că dau fix la mașină. Cum te crezi viața mea pe Pokémon? Mania. Eu mă joc pe Anvelu pe România, acolo dau fix la mașini. Foarte drăguț. Vă salut cu stimă, domnișoară, la o mașină așa frumoasă nu merită să stea murdară. Vă ajut cu o spălare? Păi nu este murdară viața mea, înveți că e curată. Acolo un pic așa. Nu, parcă văd un pic de praf acolo. Vreau să, nu de altă, dar muncesc și eu să dau de permis și să-mi iau și eu mașină să pot să mă deplasez. Am înțeles. Și ce ai nevoie? Mai pe românești. N-am nevoie, am nevoie de bani mai pe românești și vreau să muncesc corect, nu să cerșesc. Câte luni ai înviat în oraș? Am 10. 10 luni? Da, da. Și la muncă asta de jos nu prea-ți place, a? Bă, eu acum vreau să dau de permis. Deocamdată am 70 de lei toți, mă... Am 70 de lei toți banii și vreau să... Dau de permis să-mi poate mă angaje la gunoiuri, nu știu. Îmi fă mă și tot faptul bun, domnule, și bani. Așa ai bani mulți rău de tot. De dracu să te duci. Zi-mi bani. Mă duc 874-16. 874-16. Oh, vă mulțumesc frumos, domnișoară. Mamă, mamă. Nu cred. Cer. Mamă, să moară frații mei! Unde te duci? Mm, au ceară aici? Vreau, că m-ai dat recu. Au ceară? Unde te-ai dus, bă? Gură de babă! Bă, mă auzi? Te-ai dat bani de-n keep money? Nu
care am făcut și un lucru bun pentru farmer, am participat la mărirea prețurilor de sus și oțel. Bă, mai sunteți pe stație? Da. De ce nu vorbiți? Da, mă, eu sunt. Eu Meta sunt la online, offline, mă arunc după pleca. Ce-ai pățit, mai? M-ai rupt, visez, patru. Eu să cumperi lanțul? Viața mea, deja le am, nu mai plânge atâta că m-ai zăpăcit. Vii la mine pe live acum să... Ce? Că nu te înțeleg. Mi-ai suferit și ieri, te-am lăsat. Cât mai continui? Calmează-te un pic. Cine are delivra? N-are nimeni marfă pentru grup? Cred că Claud, din ce am auzit eu. Ah, chiar, Conaco are. Are Conaco. Eu am. Claud are, Aba, cred că am. Claud are că pane noroc și pentru chilele. Aia vreau să zic și eu. Cât Maria e Claud? Mai mergeți... Ai jucuit-o la termen, n-am avut în viață mă la termen. Hai să facem curând, să livreze 2-3 seara. Ți-au luat de viața asta? Și mâine mai livrează 2-3. 200. Nu ne-am părat marfă de la el, dar... Să livreze și Conacul, să livreze și Claud, să ținem pe mai mult. Dacă tot ținem. Câteva armuri în mașină, în caz de ceva. Aia de erau cu tine, mi-au luat lanterna? Ce părere ai de jefuitor? Ce părere, fiecare are rol pe lui, e liber să facă orice. Mă ajută-mi eu Maria, dar e să mă așteptați 5 minute, că mă cheamă Baia. Băi, e Gabi pe aici, am înlătut? În grup? Da, pe stația mare. În grup, bă. Ah. Era cu Jesco, vezi tu dacă e în Jesco acolo. Mie mi-a luat șpriț un tech full, ca și ei s-a scula lui. Că vin în 5 minute. Să fi, bă. Nu în 5 minute, am zis în jumătate de oră, 40 de minute, Clau. Du-te, ia-ți tableta, adu-ți marfa. Da, tableta, am marfă. Bravo, bravo. Cum să se arăt după pleca, că se sparge asfaltul și tot în picioare rămân? Hai că mai rămâi dacă... În afară de lupul nu cunoașteți pe nimeni. Numai pentru lupul aveți toți poponarilor. Ce-i pățit, mă, Luri? Nu, am ce acum, băia, mi-e chinu un pic. Hai, vină cu actul. Hai, pe plăcere. La care stai? Scuze puțin, te scuze. Hai, și ajută. Pula mea, nu mă mai ajuta. Hai. Ce asta cu băieți? Așa. Vorbiți tare. Și anume? Am 9 de zi. Să-ți bagi acum. Da. Cum? Scoate telefon. N-am mai luat o vacanță de 6 luni, Ștefan. Bă, tată, având în vedere că ești deja angajat cu, să zicem, că ai fentat sistemul, o să închid și eu ochii. Gata? În locul tău așa e maxim de atent, că munca ta se duce pe pulă la o greșeală. Și decibil mi-a fiecare zi. Luri, ce poți să-i zici? Da. Te-aș ruga, cea mai mare rugămintea mea e să nu faci chestii de care nu ești sigur cu noi la acțiuni. Dacă nu ești sigur că ai voie să tragi, mai degrabă încasează-o, mai degrabă lasă-te jefuiși dacă nu ești sigur că poți riposta, decât să faci un căcat.
Adică decât să faci o greșeală, mai grabă asumeți o pierdere, fără părere de rău, fără disperare prea mare și în rest o să fie ok. Unde nu e sigur la acțiune, coordonatorul pleacă în continuu pe stație, am voie să fac aia, am voie să fac aia, am voie să fac aia și ar trebui să fie ok. Am înțeles, da. Mulțumesc frumos. Nu ai de ce. Cum te numești tu? Matei. Matei. Matei Balș. Bine, Matei, atunci, Ana, mult succes și ai grijă ce faci. Faci și 950 like-uri sau salt? Îți expiră viza. Am înțeles. Și e păcat. Da, nu o să avem cu ce să te ajutăm. Da. Așa și zici și eu dacă sunt cu tău. Păi ce să-i fac? Hai, spor la treabă. Total de acord cu tine, Ștefan. Foarte bine. Mulțumesc frumos, băieți, mulțumesc frumos. Faptul că voi sunteți de acord cu mine, mi se rupe pula, nu știu cum să vă explic. Respect în damă, respect în damă. Nu, nu. Ce treabă are ăsta? Care e ăsta, mă? Lasă-o e Roma acolo, mă. Bă, Chițane, cât îți dau, mă, pe Silvia asta? Da? Vorbește cu ăla, mă. Care e ăla, mă? Cu Claus. Ce treabă are? Zi, nouă, trebuie. Mă închiriez și mie o săptămână, sincer, îți dau un milion. Și-o dau direct, bă, pula, eu. Că facem pachet, așa, jumătate. E o săptămână, două săptămână. Aia zic, aia zic. Poștiți? Da. Mă facem poștă direct. Și dacă vrei, Chițane, poștim și o gemera. La 80 de bețe. Aia o poștesc, o poștim noi. O poștim, o poștim noi, dar ține mai mult tu, care e taxi mare. Da, mă, sunt eu ține. Eu chiar zic să ne facem coaiele, să le luăm pata, nu să ne luăm o gemară la Audi. Sunt sigur că la licitație o să sară prețul. Ne băgăm. Că pentru n-o să te țin minte că m-ai blestemat. Păi? Deci cum ți-am zis? Păi, ai blestemat? No, păi mi-ai dat dalea cu bani mulți, ești nebun, să mă fac să-i dau lor la bani. Să-mi dai banii înapoi. Ce să fac, mă? Vreau 60 de milioane și tu cu voia. Este, îmi compar cu tine eu. Adică? Câți bani? Nu mai am. Ia, Evo. Te scui între voi. Câți bani? 100 de milioane. Ai, eu mă rog, mama. Aveam 105, dar nu mai am 105. Păi, vezi, aveai 105, dar ce faci, mă, cu arma mână? Bagă arma în buzunar, tu-ți rața, mă. Dacă TGV m-a luat pe... Păi, nu tu, mă, Lupu. Tu ești tu, să te duci cu TGV. Sunt supărată, rău, dar tot faci tu o donație. Vezi pe unul cu armă mână? Nu vă văd cu armă, nu vă văd cum îi ține zona ta din vrăjea lor. Why do you speak with me if you don't have money? Armele, ultima soluție. Ai auzit? Da, bă, ce noastră are. Păi, tu te duci cu TGV cu lunge cu ceas pe tine? Da, să-l angajez. Doamne, nu mai. Zi, mă. Nu, să știu, mâncați și că eu de obicei mă duceam la depozit prima oară și lăsam toate alea. Deci ăla nu e bun, nici să-ți lăsi la precută. Asta este, data viitoare nu mă mai duc cu nimeni. Da? Dă-i și mie 5 milioane. Abia îmi dau 5. Spatele. Cum îl cheamă? Mi-i da mie. Alexuțu Mafiotu. Păi și mie cine-mi dă? Eu ți-am dat? Și-o ți-am dat? Ce mi-ai dat? Multă sănătate. În aer liber, ce mi-ai dat? Ți-am dat... Da? Bă, care vreți la curs? Și inima din piept. Aș da-o la manet. Nu mi-ai dat nimic. You man down, diggy diggy down, diggy diggy. Ia. Da. Dar ce vorbești până nas cu mine iar? Adică vorbesc chiar până nas cu tine. Păi nu mai vreau. Eu am pulă curtau. Să nu pot, că-s răcit. Păi tu ești răcit de când te cunosc. Păi vezi, dacă ești nu tu. Mă înveleși pe mine. Eu să te înveleși, te înveleși păi nevoastră. Păi tu ce ești? Eu nu, am bărbat acasă. Păi ce, te iau acasă? Te iau. Chițane! Te? Tu aveai testul, nu? Am păcat. N-ai să-i dai 50 lui băiatul ăsta să-i vinzi? Poate, na, nu știu ce preț are. Are un, are un tovarăș de-a lui care vrea 50, eu nu am testul. Dau, dau la 10.000. Ești prost? Sau nu știu, la cât vine, la cât vine? Dacă, la milion, dacă, ia, dacă îl dai la 10.000... Ștefan, treci încă. Dacă e la 10.000... Păi dacă vreau la 10.000, că e bine, se dă la cât vrea fie. Nu știu, mai e că nu-i nevoie de tot.
Uite cargo cu aia. Unde e cargo? Da. Cargo cu două. Cine-i domnișoara? Bita. Cine? Iubita lui Demi. Iubita ta? Păi tu iubita. Păi și nu ne-o prezinți? Bună. Cuma? În locul străzii? Cum te cheamă? Dar tu nu știi că ai datorie la mine 1 milion? Chesti, pe tine? Cum te cheamă? Chesti. Chesti? Da. Chesti. Sunt foarte drăguț. And unde l-ai întâlnit pe băiatul ăsta? And here is Lolita. La serviciu central also, unde lucram. Also like Andrea. Ah, păi și nu mai lucrezi? A făcut pasul. Ah. A făcut pas. Bă, Matei, ești pe stație? Bine ai venit atunci. Aveți cam 60 sulf să-ți dau. Pe tine cum te cheamă? Hai, da, Lolita. Sulf, 60 sulf, task pepul. Cântată. Spagă-ți într-o mașină. Alo. Vezi că are mulți bani. Da, mă port, când vrei tu... Da, da, mergem. La mine mă ține, mă ține ca pe o câine, regat. Îmi dă nimic. Îți dau sare în ochi. Că sunt doi mecanici, pe grup să nu văd duce în mașină. Îmi dai sare în ochi? Da. Da? Uite, nu mai dați așa, îți doresc să asculti. Ia. Nu le-am făcut încă în pachete. Trebuie să-ți plătesc 100. Da, să le mă. Am fost cu chestii să-i fac turul și... Da, magician de la pășit. Ce să-i mai dai? Nu-i dau nimic. Bă, da, du-te bă de aici, că un ban nu fac cu tine, mai du-te. În seara asta m-am pus pe tine, nu faci nimic. Nici tu, dar nici eu. Mădălin, unde e? Ai belit-o. Tu-ți dau amendă. Ia, de când a prins o căcatul cu azi? Putu-ți gura mătii să-ți fut. N-ai de tu. Hai că n-am tupeu, da. Am un cadou. Vino că hai. Shut the fuck up. Ce dracu vii cu cuțitul ăla la mine, ești bucătar? Of. Ce dracu ai trecut de la pateu la cartofi prăjiți? Păi dacă tu mă țin mai pe pateu, am avansat și eu acum, cu tine acum. De ce m-am menit? Pateu ăla, pateu ăla era bun când era foame. Tănase... Bă, Tănase, unde ești? Da, acolo unde ești, că mă tachinează chițanul. Avem nevoie de întărit. Unde ori, nebunule? E așa, că zic eu lui Cristofor să nu se bage. Ce vrei, Dragoș? Stai că puneți-o mască, că ești ultimă de pe raft. Deci n-aveți acest să-ți... Gata, arăți tu. Uite ce frumos ești. Stai așa. Auziți, Dragoș? Dragoș, aici? Eu sunt Brozi. Mai vrei testul sau? Da. Cât ai și la ce preț? Am nevoie de întărit. Aia tu a zis că... Nu te văd aici de ochii. Așa la mișto. E bine, zici să vină pe unde vrea. În port. Ai zis că 50 de bucăți le ia el. Acu vin. Au, de ce da frate? Zic că mă lansez imediat. Bă, Dragoș, îți place mersul, nu? Ia, main. Uite, vezi? Eu fac bani acum. A black man. Dai mă să-i nervez. Uite, Dragoș, te duci. Ce faci, mă? A prins tu pe ori. Deci adoră că mă dai drept în seara asta, să mă rămân cum ai vorbit la mine, să nu știu când ți-am zis. Ce-ai zis, mă? No. Nu faci asta. GG. Don't do it. Pentru binele nostru. Ți-am pus arma la burtă. Hai că ai pus pe mama ta la burtă, ieși. Ieși, am zis. Gata. Sorry me. Du-te cuțite! Ți-a pus arma la burtă, că am văzut-o... S-a încuiat în ea, cu el. Ce faci cuțite? Ma... Mă
cuțite. Hai, veli pula. Mamă, bricege. O plantă, două, trei. Au. Deschide ușa asta, o lecă. Deschid ușa, cred că pleacă amenda. A plecat, nu te mai votează Lolita, gata, pentru fapt. De un miliard. Mai păsezi de pe live și mâine la 5? Mă, când e sufletul tău, servicii și-ar mâine. Bine, vine un comu. Hai mă, urcă gură de babă. Ce? Hai mă, mai faci. Păi Lolita, nu mă mai facă uși pe mine, pe șorul, pe felie. Unde mă, să te bagi în mă? Să mă bagi în mă. Seara mea zis că nu mai apuc jaful. Adică cred că vrea să mă făptuiască sau să-mi dea gratis. Că am vrut eu să ce nu mai apuc? Aaa. Zici tu că în seara asta? Am avut ședință, dar... Nu știu s-a vorbit la ședință. Știu că am și eu informații. Ai și tu informație? La Vanda, suport. Zi, mă. Cine la măchițare? Ștefane, doamne. Ce dracu să știa? Am pus și-n tur, am pus. Dacă nu știe cine... Dacă nu știe cineva... Deci s-a obosit, le dau canalul tău de YouTube. Încă ți-ești gura ta. Da? Să fim înțeleși. Îți povestesc eu altă dată, dai, dai. Nu, eu vă spun lucrurile astea. S-a despărțit Maia, eu am vorbit cu Maia, Body s-a despărțit că am vorbit eu cu Maia. Poveste lungă. Hai de pula mea, urmează dramă în familie. Da, lasă că nu vreau să mă... Păi și vorbești cu Maia acum? Vorbim, da. Ce, să-i body de lângă ea? Da. Tu te-ai în gură, Dragoș. Am numai în benzină, pare. Rămâi în gura, mă, de aici. Ce discuție aprinsă. Ai fost la magazin? Yeah. Mă, ce se întâmplă aici? E dramă în familie? E vina ta, Lolito, că m-ai trimis la serviciu pe femei și na, am venit cu femei, nu? Pe asta nu e Maia? Ba da. Păi și? Și, na, aparent are o problemă cu Body și Body a văzut cu mine și s-a luat și de mine, e o telenovelă aici. S-a luat Body de tine? Ei, vorba vine, s-a luat de mine. A făcut și el așa, nu știu, i-a zis să se potolească că e dus Maia. Nu. I-a zis repede, a înțeles. Convinge tipul ăsta. Păi și? Care-i drama? Nu știu. Ce-ați pățit mai? Ia să vedem. Am o discuție cu Ștefanuț. Așa că ce că-i drama familie. Păi? Ce? Pete cu astea, că ce că Maia... Mă, ce vrei? Mamă, ce să fie. Ce că e drama de asta în familie, auzi? Le-a băgat ceartă în casă cu aia. Le-a băgat ceartă în casă, dragă, și lui Body și lui Maia. Aoleu. Este să vreau și eu să aud. Și eu vreau să aud. Ce slow down, man. Bă, s-a tras. Aici lecții de viață de alea. Bă, trag ăștia. Ce trag ăștia? Lasă-i. Nu trebuie să ieși tu domn până. Bă, ce că se vine razii, bă? Ați tras, bă? Ați tras? Bă, se trage, se atacă. S-a tras fără, hai sus. Cine a tras? S-a tras cu amortizor. Ok, fiți doar pe fază, eu mă duc din timp să alimentez. Galardo, azi? Da. Ce vă pun la rup de el?
Super. Era Costa de care la pe prezent. Luri? Tec. Tec, că nu ești de la nimeni? Nu. N-am mai intrat de nu știu când în oraș. Ah, păi și cred că o să stea bine, mie rău de tot cu Tecul la top. Zic că vezi că mai are un tovarăș cu Tec. Bă, Sebi, și eu îmi doream să trag cu Tec. Da, la băieți, gata. Bă, Sebi, și eu am nevoie de un Tec. Bă, Sebi, îl dau la jos. Era țai dracu să fiți, nu știu, șor, mă țări pe el. Ai, Lolita, 200 de milioane. Îl dau la tot să-l încercați dacă vreți. E problemă de asta, foarte frățești de alea. Adevărat, mi-ai dat să trag cu el? Veniți unul să-l luați. Hai, vreți să licităm cu aia? Eu, haideți să pornim de la 1. Eu pun un dolar. Hai să-l găsim și pe ăla. Eu pun 5. Deci țineți minte, Galardo... 100. Orice Galardo nu-i de la noi. Eu pun 10.000. 50.000. Până licităm, noi le-am mai gradul. Nu mai licitezi nimic. Ce facem aici? Ha, băiat. Uite, uite, uite. Uite, stăm! Uite, stăm. Hai, bufle. Uite, stăm. Hai, bă, bă. Vede-te cu cine? Pe cui să-i dau? Ce-i cuvântul ăsta, Doamne, iartă-mă. În ce canturaj umblu, Doamne, ai ca domnul. Ce-i cu aia, vorbesc să-mi cuvânt aici. Uite-mă, tu-te cu aia. 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 Uite-mă, tu-te aici, o să are 20 de inci pe el să iate cum aici, nebun. Mai zic. Dumneata, de ce nu porți mască? Masca potrivită. Nu, unde știu eu că tu ești din mi familia. De unde știu eu că tu ești de la Pelgas? De unde ești? Deci, după caracter... Ia, dă-te mă jos. Dă-o moment, dacă. Dă-te jos. Ce ai portocaliu pe tine, fătus Hristos și mă, te treci la magazin. Bun, hai să ne pregătim și noi, dragi, avem totul la noi? Ce ai zis? Nimic. Nu tu. Ce ai zis, Ștefan? Vreo 3 sau chiar 4. Bun, mergem pe Caio? Dacă vreți, am putea să o întâmpinăm frumos, dar nici nu m-aș duce, parcă să aștept ca vreo cu dacă nu... Parcă mă văd pe mine? Adică? Și nu era nimic aici. Pe ei nu aterizează pe portavion, că stau la altitudine. Oricum era goală insula. Era unde aici pe la vama atât. Păi, mă duc spre centrală să văd și eu că heliurile astea de care zice grafic să las o părere. 3, de centrală. Te așteptam pe care grup după că... E intervenție? Nu. Aveam o vorbă cu domnișoara cu care erai. Domnișoara? Ok. Mai e cu tine? Ia a doua dacă e, că vrem să facem ceva doua, frumos. Iată-mi, domnule, eu te trăgeam, le zic că recam, le zic că ai pierdut aici. Dar știu eu, păi, știu. Da, zic, oricum, că e de la amândoi aia. Ia, că vine ea. Ce idios, păi. Hai, intră în parcare aici, Ștefan. Ia-te, bă, frate. Le-am stricat căsnicia la ăștia și acum se bagă ei. Deci mai ai să știi că am auzit povestea ta atunci la Pacific, mai ți-aduce aminte probabil când am vorbit și că ai pierdut mulți bani. Și eu cu asta ne-am gândit să facem cadou, să facem cadou un tec cu niște gloanțe, uite acum o să ți-l dea. Cu tine am vorbit, nu? Cu tine am vorbit. Da, 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 cu mine. Uite, chiar n-ai uitat, uite, mersi. Uite, cadou din partea mea și a lui Sebi. Noi doi ne-am gândit la păi tine era și am să facem un gest frumos. Mulțumesc. Da, mulțumesc, știi că chiar aveam nevoie. Să punem sănătoasă. Doamne, și mi-a era frică că faci o glumă proastă, nu-mi vine să cred că ăștia sunt răi. Pu, Doamne, mai cadă. Nu, apreciez că mă așteptam la cele mai așteptam la cele mai proaste glume din univers. Sunt niște oameni foarte serioși și foarte asumați și care nu facem chestii de genul. Păi, am vorbit cu tine. Să știi. 3 kg. Să să știi. Bună. Ce, mă? Cred că am vorbit mai mult acolo la Pacific. Da, da, da. Înțeles. Și băiatul ăsta fără perioadă mai grea. Să care? Urmărire n-ai? Unde? Hai mă pe insulă că se anunță că vine. Vine, vine Beleaua. Haide. Ești bine, ești bine? Ești bine?
Hmm? Ce milă mi-e de băiatul ăsta bun. Ai văzut că... Bă, haideți la helipi, la pescărgă. Vreau. Dacă cum ar veni eu? Eu plec de la postul nostru service, de la helipedul. Păi și eu tot acolo să vin casă și parchez asta. Postul meu. Păi poate așa aici. Da, postul vă service din portul... Deci veni la postul service de alocanatul. Eu cred că ești ceva definitiv. Murim. Păi n-ai zis, mă, tu că vorbești cu ea acum, o ia Ștefan. Păi uite, eu dau lui Ștefan. Nici eu dau, că nu e a mea, probabil. Înțeles? Da, da. N-am de unde să par o salmă. Acum alimentează, pe vescuci. Îți iei coci? Ia, vezi, așa, că mă uit. Ia, vină, nu-ți iei coci, nu-i razie, și vă înjur. Consumă un kilogram de iarbă pe zi. Faci, mă, te combi cu Maia? Nu. Pe si, e venut pe acolo, e. Păi ești tată protector. Băi, cred că nu mă curajezi pe mine deloc și... Hai să mergem. Haide! Lângă tine... Intr-un club în fetele. Te duce unul să-și facă plin. Nu Sărutam pe pielea mea, pe pielea mea. Băi, ai ca un energisant. Cum Heli alimentează acum din tipot? Ai plecat fără noi? Cu Boghițanu și cu... Care-i sunt față? Mădălin? Dragoș, dar tu ai rie de dezviro cu acest... Cine e față? Da, eu sunt, dar nu și cu Mădălina. Dacă Dragoș e pe stat. Stai încă doar tu, mai trăiești panda boy. Nu mai iubești deloc. Pielea mea, tu mai ai ca un energiță. Să-l pe pielea mea, tu bronză. Ce dracu, ești țapa acum, mă, ești panda? Ia uite și aterizează. Oricum n-ai gros. De ce mai erați? Nu e mai nimic. E țapă ăla. Bă, nu știu, al doilea clip pot să merg spre centrală. Și vorba nu e, nu știu ce cooldown, 30 de minute. No. Că nu mai ia și pe mine. Bă, ăștia... Nu, și mai e cu un heli de Dicot care o alimentează acum iar. Pează vreo jafă ăștia. Apează jafă. Ce-o rata lui jafă seara? Cred că așteptă rău pomata, bere. Ce-o rata jafă seara? Cam pe la ora asta. Ce să facă, mă? Au mai venit și el pe aici. La 12 fix. 12.50 am dat. S-a luat la 12.50, dar nu mai știu că având alții de probleme. Cred că cooldown-ul rostul pe despre aerii. Să mor tu. Vei merge pe caiu sau ro? Pe la urmă. Păi suntem pe caiu. Păi ne-ai făcut pe toți să venim și acum... Da, dacă suntem și noi 18, nu dăm și noi ceva. Da, că nu vine Razia jumătate de oră, retoarcem pe grup și ne apucăm de livrat. Easy. M-ai intrat, a spamat chat-ul? Și ce, nu pot să scrii că... Eu am ochii doar pentru tine, Claudiu. Ei, zic-o pe centrală. Pot, Podcovarul vor... Apă la noi, la hacker. Beta, dacă la asta te referi. Ah, ok. Zici la noi, la hacker, la locație. Ce-a fi, ce ai zis că sunt pe centrală? Să ne la vedem noi, la hacker. La locație. Că nu știu dacă îi dăm afară. Haide. Sau dacă a chitat. Stai că-l sun. Bă, leșin cu aia. Păi de ce? Păi n-am apă. N-am...
În caz să mă balas un clas 7 pe să fiu tras, păi bagă-te în gura, mă, deodată. S-a dat timpul de razie? Nu, no. Haide să pe grup să rezbate milioanele. De ce? Doamne, pe caio să rezcoatem helioadele. Eu sunt la vamă la Hecar. S-a mai părut mie odată că am văzut un helion pe ele. Un V1 a trezut acum, pe secție. Da, o să fii 100% la apă. O să fie la geamă sau ceva. Tot nu să alimentez. Cred că campează ceva jab și dacă nu e, dau razii. Da, probabil. Oricum razii o să fie sotul. Nu te amă razii, dar o să fie mai pe noapte. Să și alimenteze și tot. Da, e la... Bă, nu știu, cam sau... Ca și tot temes 13. Doi capii sub centrală, în rest, intrați înăuntru. Nu mai este regulă. Cum se vrei, bă, regulă. Bună, broke, capa. Bă, ce faci? Era flipel. Da. Oricum, ba, mai mult. Să văd mișcarea lor. Mamă, Silent, cum te-ai îmbrăcat să-mi bat pula. E frumos. Doamne, mama. Uite, George. Uf. Da eu. Deci că ești tataie. Prieteni, îmi zic un ciupecos. Cum îți zic? Un ciupecos. Un ciupecos. Ești o ramă de cântă. Nu se purce de nimic, că famă un alta nu prea e acțiune. Era să zic acum așa de curte de la chitară lui Ridemot. Bă, nu-mi pun mâine. Bă, și e cu curți de mâine. N-ai cu cine lăsa chat-ul? Dai mă, liniștit, că sunt eu aici. Sunt eu pe ferie aici, ce poate să mi se întâmple? Nu știu pe care nu mai rămân. Eu tu știi ce joacă acolo? V1, mă, pe centrală. Că 2V1, pardon, pe centrală, iar. Fac și comanda TV să vină să mai ieși pe mine după câte. Ce mandate să fac, cum ăștia? Ultima dată se aterizat la plantație, nu? Acum V1 full Edi cot înfarcat acum. Trată în centrală. Dar puta vă băgați toți la somn, acum mă lăsați singur aici. Edi mi-a cerut ăla SRK pe... pe 22, pe 25. Da, are tatuaje coie. Are tatuaje coie. Edi gel. Debi, am niște vești foarte dureroase. Ce mă bădălin, vrei manchez? Da, manchez și 22B. Ai, Ralu, Ghost, noapte bună. Băi, dar voi toți trei arătați la fel. Ăsta îl mai diferă mâinile. Mona, ești? Aaaa... Ia vină un pic. Pune, ce frumos ești, Silent-i. Că mai părul ăsta de pe piept. E păr pe piept, coaie? Vezi că ți-a pus acolo... Vomit? Ce-a găsit? Vomit, ești tu mai încolo, te rog, nu-mi faci aici. Dar nu era ăla care era mai... Uite acolo. Păi tot același număr, 1445. Yo te quiero ver bailando. Hai, ne regrupăm toți la hambar pe aeroport. Pe ăsta, pe negru ăsta. Suntem la vamă, la vamă. Era mai bine dacă vrem pe aeroport în caz de ne aterizează aici, să mai vină alții. Băi, o să aterizeze la plantație, mark my words. Bro, e cel mai bine să stai aici pentru că ești la jumate, dacă aterizează. Păi da, dar jumătate, mă. Ce să... Ce să ciugul și eu, că n-am... Hai că trebuie să vină încă. Ce să ciugul și eu. Mulțumesc, Richagge. Abonar. Mă duc să caut și ceva de ciugul. Wait. Da, ciocolată cu semi lapte. Eu, pe cine aud după 100 de ani? Dacă am avut concediu, băiat.
Aia care se cacă pe el aici? Deci mă cagă. A, pleacă de la cămeație. Caci. Băi băieți, deci până vine radia care dă băieți 1 milion. Cu like 1 million. 1 million, guys. Hai că te fac glas. Lau, ești pe stație? Da. Să-l lași plantația un pic. Ofu, ofu, ofu. Eu n-am mai plâns. Ce zic? Nu poftești și tu la zi cu toți? Reputația te precede. Sunt în heli. Stai așa încordat tu. Când ne faci un setup tour? În plan, cum să vă fac cu web-ul? Pentru că e conectat la calculator și nu acum. Adică de obicei, TG. Bine, mă lasă peste mă dacă dau un gând în picior. Dacă mă deșin. Dar lumea știe cum arată setup-ul meu, gen. Nu am încredere în ținta ta. După Instagram, să spun. Ce? Că poate îmi trai gen gambă și nu mai poți să merg. Gen. Parcă altceva, nu? Da, da. Uite, lup, uniformă, tot. Acum muncitor. Bă, muncitor nu prea, da. Doar activ. Darkest, fără uniformă. Păi, unde ești Darkest? Uite la acolo. Puși de schimbă, că mai trebuie. Păi, așa că a plecat, Stefane. Cine e ăla? Ia uite. Cuțite, fără uniformă, ca și... Oameni răi, bă, oameni răi. O să-i timp cuțite, coaie. Da, o să-i timp cuțite, ce-ai făcut? Coaie, o să avem derby mare, bă, o să demonstrez oare, că timp cuțite o să ajungă mai sus. Mă, ce faci, ești terbă să șeră rolul în scoada în momentul, nu mă vezi. Orice om făcut inclusiv tu. Auleu. Auleu. Asta a fost una grea. Când mi-au cerut oase niște plante, mi-au crescut inima în mine. Oase trăgachiu. Fiindcă cine-ți farma aici, nebun? Aia zic, aia zic, mamă, mamă, oh! Mamă, ce amintiri, bă. Câte plantați acolo în soase? Băi, dar faiți sau ceva, că nu mai scrie băiatul, știi, în jur. M-a răgat, dă-mi și mie niște meta să-ți fac. Aveam joc cu tine să vorbesc cu aici. Și uite ce are în mână, gen, uite că el îți bagă ori și se reține în mână cu aia. Băi, Jafi, urile rele ale familiei spun că tu nu aveai gadget la Jafi. Nu avea, zic eu, l-am văzut. Dacă așa zic ei, nu pot să-i contrazic. Nu apare păi cum eu, să eu cred că tu ai un GoPro să le dovedești, nu? Bă, Jaf. Eu am GoPro, dar nu știu să are lor. Pune-le și lor acolo 10 secunde ca să dizolvăm aceste zvonuri cum că tu ai fi chiar atât de bulangiu și de tătan încât să te declar greșit. Ce păi are Coca și Maria? Am zis că eu refuz să cred așa ceva. Cine, n-am zis de voi de cine are Coca și Maria, bă? N-am înțeles. Bine, totuși pune acolo ca să... Chiar nu vreau să mai aud discuțiile astea. Uite-te bă, acolo. Băi, și-o trebuie să-i dai. Soa și Brocăr, Sare Maria. Cum Soa și Brocăr, Sare Maria? Ai auzit, bă, Brocăr, Sare Maria și... Ce vreți să fac cu pe la 3 naviuri? Te le cumperi, dacă ai naviuri. E și ăsta, meta-ul cine îl are? Să mor, m-am făcut. Potovaru. Potovaru. Nu mai facem meta. Te grăbești la meta? Hai că nu mai facem dacă e. Nu facem, știi cum, intrăm acolo, uite, îți las butoiul meu, bro, pe aici. Facem, cine e că ăla de apă, covarul de intră la noi? Ai mult? Mă lași și pe mine. Da, mă, avea pe unul, l-am foliat acolo, ăla să te ai băgat în ghiozdan. Din simțire. Au ales o ocazie bună, ce să scoate 5 milioane de pe amendă. Păi că mi-aș fi la îngura ta, tot mai dus, nu? Nu, dar în 20 minutes, if no razie, începem acțiune de livrat. Ștefane, 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 de ce nu, Ștefane, dăm un depozit. Ci când o mai dus în apă, Ștefane? Încercăm ceva?
Ce vreți? Mi-ai dus în apă? Zice că n-am dus în apă și mi-ai dat cu pumnii. În ce apă să te duc aici, retard? A, da, conaco? Dacă te duc acum? Dacă vreți, să-l încercăm, hai să dau domnul prezență să vedem cum stă. Bine, Jeff. Sper să nu fie multe bife. Bă, dacă-ți dau o dreaptă, ești prost, ce bife visezi. Dăm job? Reacu la prezent în chat. Eu v-am lăsat o baftă. Hai bă, Kitsi. Hai mă, Kitsi. Nu-și mai căuta întotdeauna și cum ne trebuie. Eu? Au, au, au. Eu? A dat bipe. Ah, ok. Mie mi-ai zis, mă? Asta au fost niște vorbe grele. Au, au, oh shit. Bine, fraiere. Tu nu uiți cuvintele astea. E cu el, Lolita, nu e matele lui. Da. Sau... Și dacă nu moare, îi dau finish cu asta, ești prost? Te pup, te pup, Cristian. A, am înțeles, ești tu primul? Nu, nu, nu sunt eu. Bă, dați react, bă, dați react. Nu cred că ne adunăm deja. E, nu păi ei, patru mici. N-a dat Narcisa, n-au dat mai mulți. Nu poți să iei patru mici la depozit. Auzi, vine grav. Nu poți să iei mici la depozit, mă. Cum să nu poți să iei mici? Nu e depozit de jafă de ăștia mici. Eu nu m-am mai uitat la ce fel de heli, m-am dus direct la heli. Dacă o să fie jafă pe ieri, a început, bine. Sunt DJ. Nu ia mai nimeni de ia mici la jafă la depozit, mă, stii, maxim grijă. Că nu vreau eu. Că nu vrei tu, cum să iei 4 mici la depozit, ești prost? Ce să iau, mă? Auzi pe ăștia ce spun să luăm 4 mici la depozit. Dă-le, mă, paciță aia, pătoliță. Bă, bă, Dragoș, ia vin, băgăm ești. Pătoliți-vă cu aia, lasă-l cu unacul în pace, nu mai fiți tari. Nu, nu luăm mici, Dragoș, aveți japurile voastre, spor. Ia vin un pic. Am auzit și ți-a zis, Ștefan, cu aia. Bă, băi, vine spre volume. Ești prost. Citește termenii și condițiile, știi? Sindicatul. Cine vine, bă? Un wink, îți intră la mașină de aplicare mică. Haideți, veniți tot aici, începe cu respect. Nu îndreptați arma. Aveți vreme să puneți arma de pe mașină care... Petrecere. Aute, petrecere. Bună seara, cu respect. Bună seara, cu respect. Bă, ce mașină mică! Ai auzit, mă? Până acum. Ce, mă, că asta e... Asta nu e, mă, și showroom, poate, poate. Bă, cred că da. Cuțute, unde ești? E și showroom asta, mă. O folosesc că ea de la costumul ăla militar. Ăla, pluma de la Santa Rosa, îl folosesc. Bă! Bă, să ia vină aici un pic. Spuma. Bă, se aude heli. Bă, mă, tăi. Bă, ce avea de beat apă? Bă, dar ce avea, mă, de beat apă? Oh, domnul Cioca. Dăm ceva sau? Dacă dar și da bife, da. Mai trebuie să dea Narcisa, cred că. Narcisa nu e au. Ne gândim dacă să încercăm de plus, vedem dacă ne adunăm. Da, nu prea. Da și voi bife, suntem 18. Ai dat bife-o, Chris? Nu, nu. Păi dai. Bun, ai dat? Am dat. Bun. Am văzut recuperarea de heliuri și am zis că poate ne... Poate întâmplăm și noi răzea. Nu, nu. Rofama te-am prins vreo două. Bă, pe Condar și pe Balas să le spuneți să nu mai vină pe Caio în perioada asta. Și MS? MS-ul mai rămâne, e singura care mai rămâne două săptămâni. MS-ul sunt la toți, la Vama. Sunt la Vama, sunt pe 20. Da, bine, ok.
Au simțit-o în pișat. Da, ei sunt recenți, să zic așa, și merită să mai stea. Ai fost după cineva anume sau? Nu, nu ai. Liber până așa să vină, cred că e vinerea. Da, cum asta e ideea. Hacker, lucrează cineva? Nu, e gol. Eu personal nu m-am dus să văd. Dați și un milion și e gol. A fost noi. La muncă. A fost noi. Să vină Tugu. Uite, aici au trei tuguri. Băieți, din nădejde, lupul, cuțite, unde mai spune? A fost o licitație foarte ciudată. Păi? Dacă suntem vorbiți toți. Da? Adică? Nu se poate momentan chestia gen... Gândește la o să... Nu. Da. Uite și Dragoș aici a candidat la Tug. Eu zic că dacă... Băieți ăștia băgăm. Băi, eu nu vreau trei... acum să vă împing. Oare băgăm Tug? Dar trebuie să profitați să băgați Tuguri împreună. Vă dau eu bani că... de materiale, nu-i nicio am problemă. Am și-o Tug, să știți. E foarte profitabilă făcută așa la Tug. Dau bani de materiale și pentru material din Tugul lui Lolita, nu-i problemă. 6 pisiuri sau 7? Câte sunt? Paps, vezi că eu am găsit în casă niște Maria de aia și vreau să dau ție vreo 550. Și să mi-a... Și... Erau ăia trei băieți mai de mult cu niște tech-uri. Să-mi zici și mie care sunt. Da, da. Le dau cât un tech de la cadou. Am dat și un tech cadou cu serii. Le-am găsit în portbagaj. Știi că le pierduse și le-am găsit. Da. O să... Ce zic? Nu să-i găsesc. Nu te-ai dat pe Hacker? Un băț. Mamă, cum o să recuperăm noi banii ăștia? Greu. Ei, vreau, nu știu, vreau 500 cu 500 de cardul de la fiecare mare și 600 cu 600 de la fiecare mic. Hai, după cum... Hai, 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 mai mult. 1 aprilie, ha? Nu mai ești când te-am îngajat. Bă, Lolita, stai o leacă. Și nu știu. Săptămâna asta n-aveți tas, băieți, doar 33 de mii. M-ar place un lider ca Lolita, cred, da? Face ce ați vrea voi. Cred că ea să... Stai! Bă, Cris, ne-ar băga pe toți în bancă, în bij, în toate alea. Noi suntem ok cu Lolita, dar... Dacă s-a chetăție integral. Deci știi, noi ta zero, dar tu încasezi la aia ta spune care ar trebui și suntem ok. Are bani pe vreo 2 ani. De tascuri. Nu? Stă pe spate, nu mai înghege, nu? Gata. Da. Deci să ne întâlnim să discutăm un pic aranjarea zonei. Am niște idei, sper să venim și fac ceva idei. Și așa, ceva făcut repede. Dacă o vedeți voi pe băia înaintea mea, trebuie să facă un afiș cu un car mic, împreună cu Zahăr, că i-am promis că facem un... Un eveniment împreună cu el la servis. Doamne, și-am crezut că mă ne pui să aruncăm de pe undeva, dracu. Pe cine? Păi ce rău pe băia. Cum o să o arunci pe băia? Cum? Am mai aruncat. Bă, Stefane, nu mă prostii, bă. Doamne. Nu știu, așa am crezut, așa au sunat, m-am speriat. Nu mă, încerca să fiți și un pic. Dă pe o macara cu flying. Ce-mi pula mea în gură. Să facem un afiș. Băi, a trebuit să mă duc să-mi pese de bodică, poate din vina mea. Sunt dușmani acum. Faceți un pic de liniște. Trebuie făcut un afiș pentru miercuri. Mine e marți deja. Cu chestia asta, că am vorbit cu ăla și așteaptă. Și după aia aș vrea să facem un eveniment, nu știu, un Scandember pe Groove cu multă lume. Ce ziceți? Să strângem multă lume acolo să facem un Scandember. În turneul. Duceți-mă și pe ăsta unul, că mi-a scăpat. Am vrut să-l... Să mă facă trac și ce ziceți? Un turneu de Scandember, tot pe, dacă tot e lângă parcare acolo. Chemă multă lume, merge. Eu l-am întrebat dacă o să dau trusă, dar nu. Să vină ăștia cei mai musculoși de la ei. N-a mers. Deci în afiș trebuie să facem carmit și o să punem logo-ul de la serviciul nostru și logo-ul de la gun shop-ul lor. Nu găsim și noi pe sub mână fără autorizație să facem roze mașinile aia cu muzică și bă, ceva da. De o rulotă cu mici.
Dar nu, mi se pare că trebuie să cerem autorizație pentru orice tip de eveniment, trebuie să cerem autorizație, nu? Nu mă vrea. Nu s-a uitat la telefon. Cum să cer autorizație la primărie pentru astea ilegale? Ce ilegal, mă, Scandăberg? Păi, Scandăberg pe grupul la mea, adică nu vrei să chemăm doar familiile, vrei să facem eveniment pentru civili cu Scandăberg pe grup? Cu toată lumea, mă, să vină pe grup, să facem un turneu de Scandăberg, nu? Am înțeles. Cine să crede tare în braț? E sport. Se bia îl văzea Carol. Ai turneu de barbut. Nu se pare. Care se joacă doar. Bun, dar trebuie să-l facem până în seara, că practic n-a acolo o famată, se jefuiește. Nu se face nimeni nimic dacă este eu organizat un eveniment sportiv. Au venit dracu jefuitorii și nu jefuii pe iad pe noi de acolo, nu? Am și noi cu ochii în patru să se desfășoare bine. Tocmai asta e frumusețea, că e în gruv. Nu văd nimic rău în asta. Eu zic că n-ar trebui să organizăm evenimente cu civili în grup, să nu le amestecăm. Să facem evenimente cu civili la service. Ești cu mine, Ștefan? E eveniment sportiv, nu e nimic ilegal. Nu, adică e un eveniment sportiv. Da, mă, dar pe o zonă ilegală unde facem activități. Pe zona ilegală e și pescarul, sunt și benzinării, sunt și magazine, e și Batmanul. Păi da, ce nu e așa o problemă. Nu văd nimic rău în asta. Dacă chem să faci ceva ilegal, o dai în bătaie cu poliția și papa eveniment, adică nu prea au legătură una cu alta, e un eveniment anunțat. Eu am zis să chemăm și familia ca să vină și ele să ne strângem mai mulți. Nu, eu cea mai grabă îl făceam doar cu familie, să sărbătorim că avem noi zona, fumam un cui, trăgeam o linii, beam o berii, mai să fii coloneală de grup. Cu ei așa da, acum problema la e la aia mă gândeam să vină. Păi eu mă gândesc că familiile la care ne-am mai prezentat și noi la evenimente și noi ne-am cam mai prezentat, o să vină. Bun, atunci mai facem pe ăsta miercuri cu carbitul cu zahăr și la sfârșitul săptămânii facem turneul ăsta și mergem și invităm sau dăm un anunț acolo doar la familie să vină la un turneu de scandal. Sau poți să, da, gen sărbătorim că avem zona, pula mea, facem tale noastre mai. Eu să zic că e un turneu de scandăber. Sărbătoritul de zonă nu o să anunț că sărbătorim zona. Da, tu ai zis că ai dat 2 milioane în jumate, nu? Pe ce? Pe... pe grup, socteva. 2 jumate. Păi și cine ai licitat peste? Păi când bătrânul a zis 600 de mii și după aia mi s-a spus să nu mai liciteze. Da. Eu n-am zis nimic, nu m-am stat, pur și simplu, că na. A fost așa șoc, știi, pentru toată lumea. Da. Și gremiumul a licitat 1 milion. Și porma? Licitat eu 1 jumate, ei 2 și pe aia 2 jumate. De-aia s-a dat 2 jumate. Și la astea de fabricare pe aici nu s-a umflat nimeni pe nimeni, gen. Alea mici n-au licitat nimic. Nu s-au băgat la nicio locație. De ce, mă? Dau și eu niște pachete. Săraci. Pentru că nu au avut acces. Maria, aș... ce facem? Știu, băi, era ironic. Ce, Maria? Din task-uri. Da, o livrăm sau... nu știu, o să o livrăm, probabil. O livrează, Dragoș, cutite, lupul. Bună seara. Să-ți dau și eu 150 pentru conac. Eu am și eu să-ți dau. Vreți să mergem să le iau acum? Hai. Hai, care să mai îndea Maria, veniți la depozitare. Hai, că a trecut și jumătatea aia de oră, s-a făcut totul. Luați-vă și marfă de livrat și mergem pe grup cu toții. Hai la depozit și după aia în oraș. Încă 2 reactori și putem să mergem. După la... aia s-a putut. Da, ai auzit că pare. Hai, că nu mai stau să mă chinim. Da. Nu, vreau să livrăm? Salut.
Bună, Chico! Am și 87 de pachete, mamă, mai am 600 de plante de-astea, ce drac fac cu ele? Eu mai am 131. Ai. Și eu 1100 de împachetat. Bine. Mă auziți? Da. Yes. Cine mai are să mai dea? Ia. Bă, că n-ai voie să-și fugi la depozit? Pentru cine mi-ai dat? Pentru Conacu? Ți-ar fi plăcut, om? Da, pentru așa Conacu. Așa okay. A zis. Doamne, ce fac eu cu plantele astea? Mamă, și mai ești în folie. Da, cu tună. Asta 72, nu? 72 de Marie. A, mai dă și mie niște bani, Claule. Puțin, nu știu, 250. Stai așa, că nu să o mă, deci Conacu și Sebi. Fac seră. Puteam banii de tas pe 3 luni. Am și familie și mă tu. Și Swift-ul și fac și la Edi și la mine îngrezat și e pe că e gata. Cum știi, adică? Ce? Jeff, TGV și Half, da. A, oricum... Nu știu să-mi pun și eu a pizza. Da, nu pot să vreau doar să duc să o am acolo. S-a deschis? Ce s-a deschis? A, e prost, Conacu s-a aruncat din elicopter în apă. E, dar parașuta asta de ce când te arunci din elicopter? Uite-ți îngheza, Cefan. Aveai cineva care... N-aveam, că am scos telefonul special. Ai murit? Păi chiar de-aia, dacă ai scos. TGV, nu da, am murit. Unde ești, în apă? Deja fi Lolita? Loli? Era. Jaffi, mai Lolita? Jaff. Loli? Da, Ștefane. Vezi că te-am rugat ceva acolo, la noi. Hai, plecăm în grup. Da. Când sunt cu tine, eu mă dau mare, mă dau mare. Păi, ce le dau pe Los Santos? Ai auzit? Da. Ce le dau pe Los Santos, da? Mersi frumos, dacă mă bazezi pe tine, să rămână mult de tot. Te pup, te pup. Ceva cu tine. Cu mine? Să intrăm pe frecvențele aia mici. Dacă... Dacă... Mergem la livrat. Tu te-ai preparat? Ce-ai făcut? Ce-ai făcut, mă, tâmpitule? Da, sunt eu. Mona, tu ești? Nu, Lolita. Da, pot să am și o rugăminte la tine, te rog frumos. Ia-ți. Crede-mă că chiar am nevoie. Am nevoie să fac și eu două secunde.
Puiul meu, noi mergem pe Los Santos acum. A, am înțeles. Ești tu de la cineva și ți le faci mai încolo sau mâine? Da, mai bine mâine. Mulțumesc oricum, scuze de deranj. Te mai liniștit. Ce ai făcut la Corleone mici? Dar ce ai făcut body? Nu mișcă că fai dalea de CK sau de căcaturi. Că ești fraier rău dacă faci așa. Hai, mergem. Stai mă, că l-am să vină toți, dracu. Mergem păi toți, vreau. Păi intrăm toți într-un heli. E, nu toți într-un heli, plecăm toți odată. Hai, crezi-te-n vreo. Costu? Da. Hai, dacă vrei să vină. Eu mai stau să mai vină. Hai mă, plus 2. Nu vrea să vină. Hai mă, tot. Mergem până în porc, că trebuie să-mi iau marfa. Asta e cumva Claudiu? Nu. Claudiu la noi. Ne-a băgat la livrație, știi? Știu. Bun, amigo. Tu nu vrei student eminent, vrei un vagabond indecent, că se lasă mai cum evident. Eu sunt prezent, dar nu înțeleg ce zici, că tu deja te clati și cam stai să pici. Hai cu mine la bar, la seminar, să-mi arăt cum să colez pahar după pahar. De fapt, dacă fac o socoteală la bar, ai mai multe prezențe decât la școală. Dar tu nu ții cont de lei grei, văd că dai cu ei, de parcă nu se poate. Este cineva pe stație? Păi am mare la arme. Nu ai voie stai cu nimeni pe... Nu voi să atât timp cât ești pe server. Așa ceva și când s-a plăcut.
Cred că sunt jefuitor pe grup. Unde? Sunt jefuitor, Caio? Grup, cred. Păi au trecut săptămânile alea. Cât s-au bătut, trebuie să bată iar. Cred, nu știu 100% să-ți dau un răspuns. Dar cred că da. Trebuie să se rebată. Cineva cobarcă? Madalin? Nu te-am văzut. Am mai ok. Facem o livrăm sau sal? Care aveți marfa, băgați-vă la livrare. Deocamdată livrează Piriclau. Da, da. Într-un minut. Dacă ai marfa lui Lita, bagă-te și tu. Suntem toți pe zonă, n-are ce să se întâmple. Hai, că vine acum. Aurim o poliție, acum n-a plecat acolo. Am reclat pe Conacu. Bă, toată garda e în față la fleca. Ce face acolo? Da, oameni. Să trec pe roșu de prostie. Hai, veni și livrează niște. Eu mă trag pe dreapta să mănânc ceva și revin. Deci în momentul de față livrează cineva mare sau nu? Vreau să știu asta. Să vină să livrez. Siempre
Dai că rămân Rosalim. Putu-i în gură să-i fut băgava și muie să vă bag. Hata nu m-a văzut ăla, nu? Ești în regulă? Te-ai lovit? M-a lovit, ce gosul. Dă-l în sânge. Aia zic. Care va mix să stea cu mine pe motor? E stația mare. Păi, dar nu lua pe nimeni mic în caz de poliție. Să vină cineva mare. Ia-o pe Mona să iau o fată pe cineva. Să vină cineva mare că în caz de poliție te încurci cu ăla mic. M-ați auzit? Unul mare? Urcați-vă, duceți-vă cu Lolita. Paps. Nu sunt supărată, sunt obosită viața mea, sunt după o zi de muncă. Nu, toate astea. Hai, care vine cu mine? Paps! De stația. Da, ce, în 3. Nu, da. Paps, mă auzi? Like. Umează și eu, nu? Bunacule, ce faci? Gură de babă. Era să-l faci pe doamnă care. Bă, bunacule, a doua oară. Ce vreau? Oră, parchează, ori pleacă, nici nu știu. Vreau să te calce, să ai nervos. Ai intrat în ala. Nu știu să mai mănânc. Să-mi calce ouăle în gură, în cel mai rău caz. Păi da, le vei la mine. Mai vorbi urât. Pe stație. Acum am. Eu sunt. Păi striga lui, dacă vrea și ea pe cineva pe motor. Păi ia pe Pops, îl preferă pe Pops, nu vezi? Ia auzi. Pops. Pune ce mască. Da. Păi și iar aerodinamic pe motor, l-a ajută freza. Păi cine de acum să vină? Doar nu vrei să vină partelul. La livrați. Mă trezește-te! Oase carte? Hai, că mai da, e oase carte. Eu te păzesc de aici, de la sol. Azi. Hai, du-te cu ea să livrezi, hai oase. Dă-le-ți ție carte, hai. Oricât e frumos, vreau să te văd în spate pe motorul ăla să-ți bă. Simt că te duci în avi carte luase în seara asta. Vino-mi cu a, vino-mi cu a. Hai de mă, două ture, dai cu ea 5 minute, nu rupe pula. Hai, hai, că dau cu domnul și-a Lolita, dau cu doamna. Mâncați-l sufletul tău, hai. Să te ții de umeri, bro, să te ții de umeri. Hai mai, vino unul, că ne-e frică. Unul Lolito? Unde ești silent? Nu-ți mai place cu TGV, a? Nu, mersi. Doarme, doarme ăla. Băgave și pula. Care mai e din cartel asta aici? Asta nu rămâne așa. Dar v-ați zice, mă, că dați timpul în caz de ceva. Eu am predat insignia la cartel. Da? Nu mai e nimeni din cartel, a? Eu ia auzi, Oase, ce repede, ce repede s-a dezis Emilie, bine ai văzut? M-am antrenat cu Hulk și cu băieții la... La Vanilla Club. Da, 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 da. La Hulk. Bă, mi-e cer până bine, zice ce faci? Da, mă. Ne-a lăsat băieții la greu, vezi? Lolita, tot eu rămân cu tine, vezi? Să mor eu. Tatălui. Unde sunteți, Lolita, pe ce zonă? Aici, la mijloc. Că livrez la mijloc. La parcarea de mijloc. Ați auzit, n-a da? Sunt paranoia acum, mă uit și sunt ca și dreapta. Unde ești, Clau? Ce? Unde ești? De la... Asta e pe roșu, ăsta, pe galben. A? Da, e mica. Sunt pe la bine. Apartamente... A.
Ce mă, și tu livrezi? Uite și eu și după aia mă plim. Tu ești cu Bravus, nu? Da, livrez cu Bravus. I remember the last. Ce sediu gunoierilor? Da, e stație de aia. Aaa. Din București, din Timișoara. Nu știu, cine era ăla? Îți place playlist-ul de azi? Suntem pe muzică de aia veche. 90s. 90s. Hai că tot aici am băgat mișe. Ești tu vechi? Câți ani ai? Haide! De go! Să purședem! Când o porești în tine și o vrei și noi? Mulți înainte. Tot eu sunt mai bătrână. Mulți înainte. Din București în Timișoara. Am 72. Tu-s gura, mă, de cuțite. Bine. Mamă, cum ar fi să dăm banii înapoi? Să aminte de acum cu... Să am vreo 23 de ani, 24. Ui. Proșu. Hai să luăm o trus. GG. Ce fa paps? Nu ai vrut să vii cu mine? Te-ai făcut că ai dat asta așa? Mamă, n-are de la dar... Ba da. Te-ai făcut că fumez, că alea, hata tu... M-a făcut că fumez. Cei din Narcos Cartel sunt cu voi? Nu. Da, păi să ai mintea de acum, nu să fii purisan, ce să mai știi de capul tău. Nu sunt de la licitații, sunt banii mei. Banii de la licitații eu îi dau. Cum se termină licitațiile, îi fac calculul cara și îi dau banii.
Îi dau banii, îi zic să-mi scoată de pe cont. Clau. Da. Zic unde e? Tot la apartament mă duc. Lăsăm pe ăștia mii să mergă pe Sandy. Da, pasă. Vine ambulanță. Încă dacă tot avem zonă, să rămână pe grup. Ce era să plime dacă mai suntem noi, dar în mare parte asta e prioritară. Părere, pot covarul? Ar trebui să... Da, o să discutăm mai mult. Ce s-a întâmplat? Trebuie să facem seara după 8 un sistem ca oamenii să o patruleze mereu, adică să fie un fel de montaj de patrulă, să zic așa, adică bun, de la ora 8 la 10 facă ea și trag câteva patrule pe aici, știi? Aia e greu, așa. Trebuie să e greu, e ca orice altă acțiune, gen, să devină o acțiune în sine. Bună, Dorin! Luăm parcare dacă ești pe aici. Care va fi următoarea mafie în care vrei să intri, nu mai intru în nicio altă mafie. Dacă s-ar desfința Nortenusul... Medici. Medici! De medici n-am încercat rog. L-aș încerca. Haide! Supărată pe tine. De ce să fiu pe eu supărat? Îmi pare capul, m-a durut toată ziua capul la muncă. Că după ce livrez astea mă duc să-mi iau o pastilă ce am. Da, voi, dar n-am încercat roleplay. Oricum nu prea am avut timp. Am fost și cu spitalul și cu alea, chiar n-am avut timp de altceva. Da, mă, cum orice acolo. Trebuie cum pe aici. N-ai cum pe aici, trebuie pe sus. Ba. Uită-te de aici, la mine.
tu. Nu ți-am dat dracu de 5 ori. Mai enervă fraierul, da? Las că se duce pe alte live-uri și nu mai zicem. Nu-mi duce lipsa. Băi, să știi că când am fost în spital, au zis alea că dacă iei prea mult paracetamol de ăsta, este dăunător, să știți, adică trebuie să... Nimic. Trebuie luat și el în anumite măsuri, în... Ok, fie poate, așa să fie, să fie primit. This is Lidia Buble. Ce le urezi, Coca sau Maria? Maria. Oh. La. Ce vreau să spun că mi-a fost dor și le-am spun și fratele. Câți mai suntem pe live? Ce vreau să spun că prea vorbiți cu mine aici și se întâmplă cu voi. Ce mai trebuie cu voi? 71 sunt pe live? Mă, du-te că nu cred, trebuie să verific. Wow, păi și de ce nu vorbește lumea cu mine? Bună, Narcos. Și eu mai suntem când s-a băgat noul test de intrare pe server, s-a dat reset la toți. Pe... Și vreau să spun că mi-a fost. Dormiți pe live? Adevărat, mâine aveți școală. Ștrâmfiții mei. Bună, Dani! Că suntem de neobins. Haide! 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 Are o dorință, da? Hei, mersi frumos, rescoade membru, te pupuiu! Membru de 3 luni! Ce vreau să... Ceva idei când o să dea drumul la neoficiale? Habar n-am să-l zic, sincer nu știu. N-ai școală? Câți bani ai? 100 de beți. Mersi frumos, Rotariu, de abonare, te pupuiu. Mersi, Dani. Mai am 38 de livrat, mori. Greu să livrez asta. Greu și pe bani puțin. Auzi, Dani, pe aici, auzi. Ia, Habibi. Habibi, cam tu Dubai. Deci te omoară așteptarea asta când știi că sunt 5 locuri. Da. Are e bună de dat la livrat? Păi am dat-o, gen. Am dat-o, am vândut-o, tot ce am făcut, da. Mai am 600, dar cu cine dracule mai face poate? Stai că nu știu unde să intru aici. Mm.
spună, Inder. Bă, pe voi valo. Polo, pe principală. Unde te duci, mă? Poliția. Unde? Unde sunteți, bă? Ce s-a întâmplat? A intrat poliție pe principală. Da, am făcut eu accident cu un Logan. Am făcut căcat. Deci, aveți ok. Aveți nevoie de ajutor? Da, a fost treaba în continuare. Par mașina și livrește în continuare. Faceți-vă treaba că e doar o mașină. Două. Unic 6 și un Logan. Lasă, să vină mai pleacă mult. Pleacă el. Poate, sau ce? L-a livrat de nim. Gege. De blocat. Până mi-e profamată. Am venit și un moto pe aici, pe spate, s-ar putea. Dacă vreți să veniți aici, pe care veniți. Noi suntem la apartamentul, dar... Vreți să pleci și să mai livrați, veniți în parcare, dacă nu s-ar putea să trebuiască să-i batem. Vin eu să vă țin în ușă dacă vreți să mai livrați. Vreau și tu cu mașina. Sunt lângă tine, gata. Hai să vedem, să mai așteptăm dacă e rău. Am venit aici în parcare, veniți în parcare ca să le dăm dovadă. Și în ciudități, inclus moto. Hai. Să le dăm dovadă că deși putem hai, n-o pămit. Face. Hai pămit. Pămiș. Oase. Da. Ce ai și tu marfă? Nu. Nu, eu. Doar țineam. A, am înțeles. Ia uite. Uras. Vine voi, băieții, pe grube. Ăștia-s fierți, oricum. Nu. Ăsta era cooldown-ul ăla de 30 minute. Ia, m-a luat pe mine. Poliția după voi. Te-a tras pe dreapta. Du-te la traffic stop și dacă te dă jos, s-au renunțat. Da. Te-a dus după... A văzut o captură mai bună. Cine, mă? Băiatul ăla m-am dat jos. Deci stai cu arma în mână? Armă, mă, ține oase. Am vorbit că s-a dus la mine. Mă îngreunează arma. L-am oprit și i-am cerut bulete. Dă-i bagul, scoată. A. Mamă. Au răpire, mă? Sau răpire, da. Au răpire. La ora asta. Da. Nu m-a ripat, băi, un bici. Mamă, eu rup pe greu și crupații aici. O seară un stick. Au rupt. Mă arătăm eu aici și stick-uri și ala să... Ce să vorbim? Ala să scaldă stick-uri, auzi? Bădii, hai să căutăm pe ăla să dăm glunț. Pă cine mă scaută? Lasă-mă că era o famată, așteptați, vă bucați. Da. A dat info că... Da. Băi, cuțete. Dați cuvinte. Cuțet? Păi să găsim sticul și acum, mă rău. Eu l-am sunat pe Palo, a spus că el n-are și știe... Bă, băieți, știa de mișa, știi? Eu cred că să vorbesc cu Mari Baboi, să-i trimit coordonatorii, să-mi învețe că ăsta găsește pe chinezi și ai nu știu să stare. Ne dacă îl caută de 4-5 ori, mă zic. Ne facă cu aia un training de găsi chinezul, că... Are vreo hartă de aia mai magic. Să ne trimite un GoPro. Păi după Mari Baboi, tot Mari Baboi de rapire. Dar insul ăștia n-au sticuri, mă, plus? Ce mașina e asta? Cine? Bravo, eu nu i-am prea auzit pe ei să de repede. Nu, adevărat, nu știu. Doar highway. Da, e și highway cu ce îl dai? O am luat cu stila, cred că de undeva, nu știu. Abonant. Ha, un timp misiune. Nu prea vin de nimeni. Dar putea să aibă, că ți-au adus și ție patru atunci. Hai, mă vreți pe să-l sun. Ia de un telefon, vezi dacă eu nu are să vină în parcare. Nu știu pe un obito. Și ăștia dacă nu au, îți fac gros. Am revedut telefon mai devreme. Clasă că-l sună. Da, e pierdut șansa să-l sun. Sau vrei să-l sun? Cine să știe pe tine? No, neapărat. Cine neapărat să-l sun? Da, telefonul. Da, da. Neapărat să-l sun. Ia. Au, Ștefane. Da. Zi-mă, Dorine. Ștefan. Stefan. Ui, ochii, telefonul, vezi? Da. A, asta la că vrea 25 pe 22 de ce, mă? Asta că vrea 25 pe el.
Gata, s-a terminat totul, s-a dus și medicul. Păi sau? Nu, nu știu, pe niciun vid. N-a jucat-o bine, mare, va vedea că se te... s-a terminat deja cu medicul de asta. Mergem să luăm sticul? Trebuie oameni după mare baboi, tot mare baboi de răpire. Recuperăm sticuri de acolo. Văd, nu mai e vouă ăla? Nu. Dar e... e foarte liniștit orașul ăsta. E bin chilling. Da. Da. S-a pierdut. Asta ajunge ultimul, s-a terminat acțiunea. Era la camere, mă. A să pare s-a dus în fără. Erau patru mașini, patru. E transportul ăsta, mă. Asta-i samurai. Nu mai e lumea lui. Ce dosie este? Urătă mașină. Bă, samurai, ia vină-n coa. Era Luri cu freza aia nouă și s-a dus samuraile și zice ce faci, Mona. Da, ți-am zis, mă, nu, că și-am crezut, era lor în spatele meu la patrulă și aveam presa că e Mona în spatele meu. Au revenit. Dă-ți jos casca aia. Aolo. Ia vină aici, mai în fața mea, Stivot. Unde mă să fie mafia Corleone, că mai zăpăci cu Corleone? Ce faci pe samurai tu? Bine. Cu ce ți-o ocupi tu zilele așa? Timp? Ce-ți ocup timpul zilele astea? Zilele acestea, când sunt în oraș, îmi ocup timpul cu bătutul la ușă dimineața, ce? Când mai sunt. Ce livrezi? Mă zic că te comporți urâțe la patrule. La patrule? Da, că e totul cam în derâdere și cam în bătaie de joc așa un picuț. Doar când... Ai să trebuie la fucarnă. N-am văzut viața mea că am fost pe... Dacă mai sunt și alții, că râs nu sunt. Serios, dacă, dacă am greșit, chiar putem să zicem și când. Nu, n-am un caz concret, doar așa am auzit o discuție. Da, oi, mai fi. De obicei, na, vorbesc mult prost, fără rost și nu prea știu când să mă abțin dacă e să fie o glumă, două. Dar dacă zice cineva să te oprești, te mă oprești? Mă opresc 100%, nu mai continui absolut nimic. Am înțeles. Dacă este mai fost la un moment dat când să zic nu am ascultat de coordonator, când am fost să zic la o mică urmărire nu separată. Ia să taci un pic, taci un pic. Vină, mă sună domnul Alexandru. E o mașină pe mijloc, s-a uitat jos. Da, da, e în spate, doi cadeți în mai spate avem pe la cineva? Casă. Apuc, Conacu. Da, era cineva la livrat? Clau, Clau. Clau. Era Clau cu aia. Era Clau cu brabuțul, bă. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastră, precum mijloc. Iertăm și nu, noi greșelile. Nu, nu înțeleg, nu înțeleg. Și nu ne duce pe noi în ispită și ne izbăvește de ce rău. Ta este împărăția și slava și puterea în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Doamne. Amin. Amin. That's ok? Da, care te vorbim. Nu, nu, nici eu nu înțeleg. Se roagă... Domnii polițiști. Da. Oh. E credință? Nu luați asta în calcul, nu știu, nu știu ce se întâmplă. Era madame, vă rugați noaptea? Putem ajuta cu ceva? Nu, era madame. Nu, nu, dar vă dați seama, v-am văzut aici în genunchi și... Era să-i dă pe Clau la limitare. Coaie m-a văzut că ești din curte. Dar de ce nu e? Da, și-a venit în fiecare seară, domnule, aici la... Cred că da, cred că da. Și uneori și de mai multe ori pe seară, dacă vă interesează, doamne șeră. Deci să rămâneți fără mașină. Hai la mașină. Doamne, fericit. Doamne, ferează. Vă ziceam dacă e... Eu am crezut că le-a pe unul, dar nostru ești nebun. Mă miram de ce s-au dat aia jos. I-a pus aia în genunchi, a? Da. Nu, adică așa gen, că așa cum pare, cred că mergea bine. O bătut la ușa grisă. Păi, am încercat și a fost dat. Nu, știu, eu cred că am dat Maria la vreunul din ei, la vreo ușă pe aici și a luat, a luat asta invers. Trebuie să șoptească. Am fiu sincer, să cam uita Nix-ul, nu? Eu urlam și era dat aici. Nu.
BMW-ul ăsta de aici cine e? Ai, ce faci? Parmezi? Ce regă faci? Pe abia fără de depozit? Da, l-au câștigat băieții, da. Ce frumos am venit să se roage. Eu l-am fost. Auzi că și de mai multe ori pe seară, cred că la fiecare rău famată vine aici. Te roagă să se roagă. Foarte credincioși ce ești. Te roagă să-i prindă pe ăștia la jurată. Păi asta. Păi asta. Păi nici nu m-am primit. Dar eu pe femeia aia am văzut atunci când am fost noi. La întâlnire. Băi, eu livrez cu două mașini pe lângă mine. Băi, îl țin eu, trecut. Că e creudă. Sper doar că înapoi iar. Nu mulțumesc. Bine, Alexander, mersi frumos, seara bună. Ba, nu s-a oprit. Nu vrea, mă, un cent sub 85. Tu și 60 sau 85, nu vrea. Doamne, bă, dar cu ce poți să vii, vere? Înseamnă că nu se livrează marfă bună pe bune. Da, ui, și eu, mi-am zis 85. Sună și eu tu. Vă ce l-am jur. Arune zi de zi spre inima ta, mea. Asta e polul nervos. Sunt medic și jefuiesc și livrez coca. Nu e în oraș. N-ai voie să fii și medic să jefuiesc să livrezi coca. De ocupat. Mă, și nervoa ce tare s-a ținut. Aia? Și cât ținut asta? Jumătate de oră? Da, medic. Îi dau echip, că dacă mai au vreun cost sau vreunul picat sau de rom, se iau la bătaie pe aici, mai stau. Ei, oricum și dacă nu, după jumătate de oră mai stau încă 5 minute, 10 minute, așa. Între jumătate de oră și 24 de ore de obicei. Oricum, nu vorbim că m-a luat unul la trafic stop cu sirenele oprite. Am și întrebări pentru. Spune. Alunezi-ne spre inima ta, mi-aș dori. Eu, ce chestie. Tu? Veniți cu. Hai de vânzare, băiatul. Ce face? Hai să-l pune cuțitura, cred. Dacă vine... Mana, vine pulul, mana! Și ce are, bă, că nu-i rarmată? Na, ce face? Ce-a făcut? Ce-ai făcut? GG? E Logan, Golan. Ia jocă-i cu ăștia. Gata, chiloții jos. Dar ăsta cu geanta albă cine e? E body. E body. Ce dracu faci body? Eu dacă n-am portocaliu pe mine, nu mă recunoaște și voi după față. Păi da, și părul, dracu, ți l-ai schimbat. Am caras, am... Am același păr de 800 de luni. Să moară Jackson, înseamnă că credeam că ești brună din cauza la vreo mască ceva. Lorita sari. Dar de ce ești bandaja body? Ce ai pățit? Dă-mi în mie tu dacă nu vrei. Am căzut spatele un pic. E rănită dragoste. Ce-ai făcut? Curge sânge. Te consolezi eu body, stai liniștit. Am picat cu spatele, de ce părat? Îl duc eu în spate la Vanilla. Ia auzi, Lorita, măcar asta. Vrei să duc la fetele mele? Da. Vrei? Da. Și plătesc. Și dacă aflu, fani ești prost? Body, dacă aflu. Te lune tu. Nu mai e cum aia, n-auzi? Uite ce treaba au dacă aflu. Nu știu. Nu mai e cu ea, gata. Lanțul de iubire ți s-a rugit. Se aude? S-a de bag în seamă. Ce? Bă, te bagi între mine și body că ți-o iei acum. Cine mă e eu? Cine mă e eu? Am făcut vânzare, cumpărare. Nu mă jucă. Ce mă? Lolita sari. Da, am sărit ce aveți. Coaie e prea lejer. Bă, mie mi-e dor de vremurile alea în care polițiștii veneau la Caterinca aici cu noi, frate. Mai bine unii dintre ei. Nu știu, eu nu am mai văzut pe niciunul. Ultima oară când a venit unul la Caterinca, așa l-a luat pe Mădălin la perchiziție. Nu, dar înainte mai veneau, salutau și ei, bună păi seara, sunteți bine, sănătoși. La Caterinca și la Caterinca s-a întors. Și după aia zice, hai un pic. Nu i-a plăcut Caterinca. Hai un pic aici. Nu i-a plăcut mă Caterinca. Ceva. Că vorbește băiatul ăsta cu noi. După, lasă-l, dă-l mai încolo, dă-l mai acana și vorbește. Dă-l mai acana dacă. Ce mi-ai luat eu? Ia la casă, body.
dă-i de mâncare. O caserolă. Doar mai întreb pe alea. Și pe mine m-a întrebat, pe voi m-a întrebat. Mersi. Mai alegi lanțurile, ce faci? Căutăm noi mai târziu. Nu, e gata, m-am spart. Nu, așa e. Stai, cu minte, nu te spart. Mai stai odată dacă te-ai spart. Nu ne pasă, poți să pleci. Deci nu ți-a plecat. La ce are haine la el? Vinde haine? Pește. La. Te-am port, mă. Băi, bre. Aproape că vă mă aude. La. Dacă vrei să vinzi pește, du-te în port. La. Da, bine, că mă cauți ai drumul de aici până în auto mai repede. Fugi. Pește până spus. Fugi. Dă drumul. Ce faci, oas? Ce dracu show? Stai, zic că se zice la gardă. Așa se zice acum, nu? Dacă l-a rugat frumos, adică a plecat. La gardă s-a dus. Fuțe tare. Nu te samurai că miroși. Mă dai în el, mană, marnicul. Iată-l pe fâșor. Păi ce că-i bandajat tot săracu, doamne. Tot rupte-n gură. Mă, cine e ăla? Nu, cred că te aude. Bă, dar unde e Conacu? Claus, sunteți ok? Ce moșneagul? Da, bună seara, da? Ce pamă gură de babă? Am și o întrebare. Păi eu n-aud pe nimeni. Păi vorbește cineva. M-auzi, bă, fâși? Actele la control, stați. Vă rog frumos. Da, de la muzică. Aparat așa, auditiv. Vorbiți acum. 1, 2, 3. Păi mă duc până la Megamall? De la garaj de acolo? Da, hai că te duc până la Megamall. Lasă-mă aici, că spun și eu. Te rog eu, fâși, te rog eu. Jacques, dur fără ori sentimente. Salut! Ce faci, Alexandru? Amic. Un Bertug? Adică ce vreau, bă, tot ce vreau. Ai dat mașina? Te rog să te priziți în parcare. Hai să-ți dau 80 de milioane pe mașină, ești. Bă, pe... ești prost, bine. Păi da, mi-a zis mie, domnule, uite, ți-ai 80, mi-a zis 85, pula mea. Ba da, vei să-ți fac poza asta, trimis selfie. Toate vă mântorim, pula mă, nu veni, hai, pa. Să vezi cum apare aici imediat. Eu știu. Te mă cheamă Chris? Da. Nu mă cheamă, îmi faci mișto, hai, pa. Da, ce-a bățit tu prețul, dacă trebuie să o vinzi, o vinzi. Ce-aș făcut filmul ăsta? Gata, mă duc să-mi iau gadget. Îi cer 100, mă. 100, dar nu... Dar nu le-a vândut nimeni, adică să dau. Cere, dar nu să dau. Bă, acolo, să nu-i cu... Nu e serios, 80, 80, 85, e bine. N-are fața aia, puff, e așa. Te-mi pula mea de aici, la 80, la 85. Cam deci era 85 acum? Eee, deja e o prost. Dar ce vrei, de 80? Mi-a sunat și mi-a zis că dă, domne, ți-o las la 80 de mera aia. Am vrea 85, că au auzit la șpriț, că au auzit, hai du-te și vin dolei. Păi tu și 60 de milioane. Au mai lăsat așa. Până că vreau 120. Urât. Da, mă, dar asta este terminerea famata. Dacă nu s-a terminat deja. Și 55 acum. Eu zic măcar 55. Îl ții, frate, nu crezi că... L-ai sunat, mă, pe Alexander, ți-a răspuns? Da, mă, 85, am închis telefonul. Am înțeles. Oarde că a auzit de la șpriț și că nu știu ce, că vrea să țină prețul la 100. Las că ia sună-l pe șpriț, că șpriț nu o dă în 80. 100 vreau. L-ai sunat? Nu l-am sunat, dar știu că vreau 100, că m-am... Da, îl sună. Asta mă, că așa zic toți, dacă când le mai pui în mână. Când vrei să dai, dai. Pe mine m-a enervat că mi-a zis 80 și acum zice, ei, da, am trebuit. 85, hai până ajunge aici la contract să faci 100. Ce faci, Antoni? Ce pup, ce faci? Uite bine, vinzi gemera? La ce bani? Mă, noi oprim pe ăștia cu limuzina. Deci vei limuzina aia? Tratabil, pe cash sau? Nu mai e nicio șuleție. Tratabil, pe cash sau l-am pe Ștefan, dar vrea gemera, m-a disperat. Nu plecați din, băi, nu dau eu până la 80. 80 oferă pe ea. Cască încă livrez. Puțin?
fii atent că livrezi la scandal. Auzi, pe suntem la scandal, pe, dacă mai ai. Hai, aici... gândește-te și zim ceva. 80 cash păi fără că... combinație. Nu e nimeni. Eu nu văd. Nu e nimeni. Bine, hai, gândește-te și manuți. Bine, convin. Te pop, ai grijă. Dacă ceva spamează. Să gândește și manuți. Că-s cu colacul. Da, ne ajută. Nici 80 cash, mă, nu-ți din drum. Nu ai toată ziua. Hai, bă, ce dracu, sunt cu urmă de bani. M-auzi? Da, simt că o să... Nu, simt că într-o lună... A, nu-i vorba că-l crește Chris. 80 e un preț bun pentru... Într-o lună o să discutăm de cu tot. Bună seara, cu respect, ce faceți? Bună seara! Bună seara! Bună seara! Salut! Nu, no, o caterin ca o țigară, o vrăjeală. Salut, Loli, Loli. Odi, Todi. Le aruncăm în bere. Foarte frumos. Ce faceți, domnișoară? Uite foarte bine, puțin apatră ăla. Aici stăm doar noi. Chiar asta vorbeam cu prietenii mei. Că nu v-ați... Gen, de fiecare dată vă văd aici, vă plimbați, bam, 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 dar nu mai veniți și voi, nu mai salutați lumea ca pe vremea, cu 2-3 ani de zile. Păi eu nu mai v-am văzut nicăieri, unde să vă salut? Păi nu, în general, oamenii să-i salutați numai pe aici, gen. Salutați. Da, pe noi nu ne salutați, domniță. Hai restul suntem de... Hai, pe ea o cunosc, hai, nu vă cunosc, cum să vin să mă bag în seama cu cum voi? Să ne cunoaștem facem dacă nu veniți? Facem cunoștință, da. Poftim? Ce faceți, scumpă domnișoară, în această seară? Intră Body în acțiune. Intră Body în acțiune. Body, stai cu minte că domnișoara e măritată, ftus Hristos. Nu sunt măritată, nu știu de unde pană. Ia auzi, Loli, să lasă, domnișoară, că aveți treabă dumneavoastră. Mă pleacă de aici că-ți rup pâlcile alea. Bă, lasă-l, mă, că are și el nevoie de altcineva. Îl duc eu unde trebuie, am eu. Mă, dacă lui place de domnișoară. Trebuie să încântat. Da, și asta ziceam că gen acum 2 ani când eram și o mică, stăteam pe aici pe zonele astea și venea poliția, ne mai saluta, mai stătea cu noi la vorbă, mai una alta. În caz de ne era rău. Eu chiar am fost în ultima zi, oră, ok, da. Am înțeles. Ia uite, bă, Matei, unde mai fură motorul. Vă fură motorul. Și copiii plătesc, frate. Da, vezi, Cric? Ce faceți, domnule? Mă place motorul meu mai mult. S1000 RR. Da. Vă vedeți că mă ridică. Sigur îl aveți. Și unde am vrea să mă trebuie? Frate, m-auzi? Și ce mai faceți? Cum e viața? Uitam și noi pe afară că a venit căldura. Sunt și noi la o sămânță, o bere. Sunt 30 de grade plus. Da, e aprilie, nu e cald. Astăzi a fost cald, domnișoară, au fost 30 de grade. Uite, întoarcere, vezi drumul ăla? Uite, da. Du-te înapoi, băi. Chemate puțin, stați așa. Ăsta o țigară, dacă vreau. O țigară, frate, vrei țigară? A, deci nu te dă nimic. Ce faci, mă, fudere? Nu. A, păi de ce te dă așa de mulți? Era bine dacă se dădeau bani. Suntem prieteni. Uite, domnișoara are bani de dat. Ce? Mă, dar mai pe mine mă vedeți. Hai să ne plimbăm, v-am lăsat o seară bună. O seară bună, mulțumim. Sănătate scumpă, domnișoară, să ne vedem cu bine. Sănătate scumpă, bă. Ce ai, mă? Ce zice, mă? Sănătate, virgulă, scumpă, domnișoară. E certat cum ai, mă? Nu știu despre cine vorbiști. Tu... Da, e în dalea. Mori. Ce faci, Maia? Toate bune? Da, bune. Ce faci, Chris? Mergem și noi prin parc? Ai mon la vere. Ce? Zic, mergi și pune o mască. Poate vrei să nu mai pleci din parcare. Să mergem în parc? De ce o să mergem în parc? A, da. Bine, și noi o bere, spargem o să mulțumim. Lolita, sărere. Hai, lasă, nu te mai duci în parc. Ce zici? Ce bai? Bă, mai cam somn, sincer. Nu mai... Băi... Te-a obosit, Dragoș, ăsta cât vorbește. A? Nu, cu cine vorbești? Cu voce. Să mă uit pe cineva acolo. Cu ce era? Că Dragoș este cu m-au obosit. Prea am voce, mă. Bă, tu cu cine te cerți? Bă, nu prea am voce, dar nu prea. Mă, ce faceți aici?
L-am găsit pe frasul locuțit. Sigur nu se dă nimic gratis aici. Ăsta-i fraxul cuțite? Se dă? Da, da. Nu-l vezi? Ceva neam după păr. Vino mă să-ți dau eu ceva, vino la mine. Acum se vește, du-l mai încolo și dă-i. Asta crezi doar tu? Mai în spate și dă-i ceva. Ce-ai dat? Ce-ai dat, domnul? Ce-ai dat, dă și mie. Bani în pachet. Ce-ai dat, bani în pachet. Dai, chiar dat-o lui. Dă-mi coa. Se fac. Aaaa. Băi, prea. Vezi, mă? Eu îți dau bani și tu iar răspunzi. Ești sigur nu se dă nimic gratis aici? Nu, nu se dă nimic gratis. Atunci o plec. La revedere. Nu, că dacă vă zic că asociația ăștia mă pune numai pe mine să livrez. Pe cine? Pe mine m-a tras pe dreapta, pe domnul l-a tras, pe cine a tras pe domnul, cred. De la el se audea muzica, nu fâș. Se audea? Da, da, se audea muzica de la, am înțeles. Mă, cine-i băiatul ăsta, mă? Care era miște pe salut. Proșorii de vede. Salut. Am greșit și eu un cuvânt. Aveți grijă. Nu-l văd. Salut. Salut. Cum te cheamă? Mamă, ce agitație, mâncați. Da, prea multă lume. Ia uite-l pe Paps, uitați-l pe Paps. Ia mă. Am văzut. Cântare cu și să fugi, da, vreau să fiu prieten. Da, toți au sărit pe ea să mor eu. Păi ea pleacă pe mine și să duc. Te-a trăcut poșorocul ăsta mine. Ce-a să vedea că e așa liniștit. E sălbatic, mă, ne-a venit pensia. Păi asta-i supărat, era așa, mă, ești voi. Atas trebuie. Că ce, mă, că ce? Asta-ți trebuie. Râd, bă, păi ești mai tragi, bă, că l-a fost asta dacă tot timpul. Vai, bă, iar v-ați activat voi doi, să fac pula în voi doi. Și că sunteți... S-a dus să se sinucide, s-a arătat de măcară. Ia pula aia, să ducă mai repede. A, da, l-a luat și pe ăsta acum cu voi, să fac pula. Dacă nu ești pe mai obeliști cu mine. Bagă-i bine, Matei. Am spus numai dacă se tunde cheală. Aștept să plecești cu poliția, dar e mișcă. Auzi ce-i zice, se tundă cheală, mie. Ăla are fetișuri, nu-i n-ai cum cu el. Doamne, ferești. Mă, care sunt capurile tale? El asta își dorește, una cheală cu tungă. Care mi-a zis? N-au, femeia lui ideală e femeia cheală cu tungă. Ce aici, asta-i mitic să mă așin? Nu e mitic. Pula mea aici. Te-a prins și ție, mă, nu-ți face griji. Dar ție îți fac de o săptămână. Că dacă aici vin sarcofag. Trage-mi pula mea coștiugul la pe tine să-ți dragă curentul. Prin zona asta. Nu prea se vând. Vine unul și mai atinge chelierea. Prea se vând. Păi am bani să le cumpăr. Eu n-am zis că n-aveți bani. Bia atent, barați. Uite cum faci, că nu prea se vând. Te împachetează 2 milioane și ți-e liberezi un apartament chiar aici în față. 2 milioane? Am da. Eu la 6 dacă nu vrea el să vând. Ștefanei, frate? Vorbești serios? Da, la clasa permanent? Uite aici, mai negru. Adică mai trebuie să plătești ce? Mai încoace. Mai plătești nimic cu actele pe numele său. Unde? Vino încoa. Bă, bro. Vino tu încoa. Ne auzim, vino încoa. Bro, mă auzi? E doar de vino? Da. Să te duci când vezi puci acolo să te tunzi. Ca să nu te duc eu. Salut Ștefan, nu mă duc. Tu-i Ștefan? Domnul, ceva pe chirie? Mă, ce ai zis? Nu sunt șerif aici, mă rog, am luat toate cumpărate, nu vinde nimeni. O să încerci, nu știu, cu Bitcoin, cât vreau eu. Cu Bitcoin vrei tu? Da. Încearcă la Residence. La Residence, îți iei un apartament ieftin, nu-ți faci treaba. Vreau unul sus. Gen pe bloc. Bună Trifnix, bună MG Bogdan. Adică poți să găsesc pe aici? Residence. Și cât Bitcoin? Bitcoin, 5 monolocal, 10 bilocal. Bă, dragoșe, vă dăm un dolar la 10. Se merită un dolar la 10, e frumos în da. Apartamentul ăla, nu? Ai lift, ai garaj în față, ai lift sus, urci sus pe helipad, ai tot ce trebuie, totul la botul carului. Adică tu ai penthouse, cum ar fi? Ceva de genul, ceva de genul. Sunt apartamente într-un... Unde? Într-un rezident. E un regim hotelier. Exact. Acolo lângă Bijou? Da, acolo lângă Bijou. Un pic mai sus, da. Unde e? Ok, mersi mult. N-ai pentru ce? Am apartament acum, am casă. Unde? În Sandy. Ai, de bani. Ai urât acolo.
Da, păi și e la țară, așa, o săptămână până acolo. Toți, toți mărlani pe acolo. Câți bani? Fermieri. Numai țărani, numai. Răștea căcat pe câmpuri. Bine, noi am eu dau un dolar pe lună. Da, e chirie. Da, un dolar, da, un dolar, da. Dacă nu ține vreo. Și mai bine vreau să-mi bag, să-mi iau un apartament și fac bani așa, știi, cu chiriașii. Păi poți să ai și chirie și apartament. Păi da, știu, dar cam cât ar trebui să... Cât ar trebui să iei cu chirie? Câți bani pe lună? 1500-2000 la rezidență acolo. Da? Da, da. Adică este investiția acolo, cum ar fi. Bă, dar voi seara nu prea vorbiți așa. Și plă, depinde și că stă lumea. Depinde omul ăla cât îți produce, că dacă... Dă pe acasă rar, nu se produce. Și depinde și cât tu ești în oraș, gen. Cât timp... Că tu primești banii numai cât ești în oraș. Să vă intersectați împreună, să poată să-ți plătească, știi? Este ca la Payday. Exact. Ca la ce? Ca un Payday. O plată pe care o primești la... Da, un Payday. Ok, mersi mult. Să știi tu, Matei. Ok, mersi mult. Or, n-ai pentru ce. Matei lucra la negru toată viața lui, fost de buzunare. Salut, Tălhar, dar joc aici. Șefule, dacă vrei un ceas, un lanț. Vă aștept la clubul aici din... Un caștofon. Vanilla. Oh. Clubul tău? Nu este al meu, dar lucrez acolo. Da? Cum să, cum ce încasări faceți acolo pe seară? Abia să deschis, abia să deschis. Este clubul de la altă lângă voi, de aici, pe zona voastră. Și cum să numește? Vanilla, eu îi spun, dar hai, nu mai știu cum i-au pus băieții, adică încă nu ne-am... Am înțeles. Și cum îl cheamă pe patron? Stai, ești angajat azi, bănuiesc. Da. La... Dacă ce dracu, ce vorbesc că miros mâinile mea castraveți murați? Mama, și un cașușe castraveți murați. Ei nu, cum îl cheamă pe patron, mă interesează pe mine. Bună, mă numesc Adrian și sunt din Pitești. Bună, Adrian, mai am unul HP, imediat fac gasol. Sunt de ceva angajat, că am vrea și noi. Săptămâna viitoare sau săptămâna asta mi se pare că avem joi o nuntă. Și încă dacă vreți să faceți un party sau ceva, să închiriați. Un party și o nuntă vrem și noi. Metrie. Vreau să mă căsătoresc. Cred că avem vreo două praznici în plan. Și vreți să... Sunteți preot? Dă-ne nu, ca să vorbim. Sunteți preot, domnule? Nu sunt preot. Dar ce sunt numărul la domnul patron? Nu-mi da mie, mie nu-mi da numărul. Că n-am fost atentă, ce vocație aveți? E nuntaș. Ce-ți nuntaș? Geste și... El chiar merge asta cu nuntaș. Domnul Crețu, domnul Crețu. Sunt să vă dau eu sugestii, sunt constipat. Să-ți dați numele la patron ca să vorbesc cu el, nu? Cum ați întrebat? Te luați un aspar cardin de la... Da, patronul vorbește prin mine cu alții. Dar o să, dacă e, o să vă invite. Nu pot să vorbesc cred. Cu el, vorbesc cu el și o să vă invite la... Aaaa, e grea de Cristofor. Sunt aia de mijloc. E în oraș acest patron? Nu este plecat. Of. Trist. Da. Păcat. Păi atunci, Ana, o să dăm și noi pe acolo okay. Să organizăm aceste funerale. Ce vrei, Ștefane, să faci? Tăieri de moți? De... Nu știu cui am dat, cui am dat. De jugulară, de ce vrei să faci? Ok. Era porcului de obicei. Clubul Vanilla. Clubul Vanilla. Cred că e cel mai cunoscut club din oraș, pe părerea mea. Păi, da, practic. Și este așa, aveți personal pentru o nuntă sau trebuie să mai chemă noi niște băi? Cui nuntă? S-a tras, mi-e frică, doamne. Nici eu nu știu. Unde fugi, mă? Gură de bară. Unde să faci că scot armele? Unde e mașina? Nu, stai, nu stai. Aolo, nu te rog, nu te rog. Ce faci, mai că tremuri? Mai vorbesc cu o firmă ca să aud. Iau eu sub protecția mea. Și poți să vii cât vrei tu acolo, intri acolo la birou și vorbești cu cel mare. Ei, nu, că eu nu am, vedeți că eu nu pot să aduc o spătar și din asta. De aia vă întrebam că sunteți voi sau dacă trebuie să vorbesc cu mai eu o firmă de băieți care sunt așa trimis. Catering. Da, da. Cel mai bine zis. Pahar aveți? Pentru pomană. Ok, păi n-am numărul lui momentan, adică nu pot să-l dau. Este privat. Da, ia stai două secunde. Stai că-ți dau eu numărul. Stai. Ce aude? Nu și de la. Glumesc. Stai așa două secunde. E urmărire. Buză-mă! Ma.
A plecat dreapta. Nu, problema este, sincer, nu mi-apar toate contactele în telefon. Aș șterge numărul de telefon de la poliție. Ce să-ți meargă? Oricum nu-ți trebuie la oricum nu-ți trebuie. Mai gherești. Oricum ar fi pe de rost. Să-mi bag pula mea de poliție, unde e numărul? La poliție m-am dus. Ce urât. Urât rău. Urât. Eu am toată încrederea în poliție, de ce vorbiți, domnule? Vreau să-ți dau numărul? Te pup, rescoa, te pupuim. Dă-mi sugestii pe asta. Mersi, Nisflec, ai stat cu mine până acum. Unde e ăla, mă, să-l alerg pe aici? Unde e cadetul ăla? Ia cu sunt pânati. Ai cu sunt pânati, să-i zic ce-ai zis. Dacă m-am blocat pe telefonul mână. Îți dau un pumn? Nu, cred că e cea mai bună opțiune, auzi? Cred că nu vrei. Hai pe la spate să faci un scandal pe băieții. Apas pe butonul ăla din stânga sau dreapta, nu vezi ce faci. Nu merge nimica. Serios? Da. Așa mi s-a întâmplat și mie. Scriu pe tastatură. Așa mi s-a întâmplat și mie. Dă-mi numărul, dacă măcar atâta pot să fac. Da una pe și să-l vezi. Ok, da, puteți să-l luați aici, stai. Dacă nu vă... Eu nu puteam să-l dau că mi s-a... Da, a? Uite să-l dau. Ce de la patru? Da, Codiță îl cheamă. Codiță? Da. Crețul. Sau Fane. Dar sigur nu-i salon de ăsta, de frizerie. Nu. Numai Codiță. E club de ăla de... Cam uitat cum se numește, cam un lapsus. De noastră, de ce? Striptease. Nu. Party Swinger. Uite, uite, film de copii. Le știe, le știe. A rămas cu telefonul meu. Party Swinger, nice, nice. Urcă de pe o mașină, Mona. E bine, mă, sigur o să organizăm și noi ceva acolo și chiar suntem curios să-i cunoaștem. Bă, face, bă, și noi 250 de like-uri sau sal? Cine să... Cine și-a bela pe cap? Ai idee? Nu. Nu știu, azi am... Cred că știu eu cine și-a bela pe cap, că am primit un SMS. Așa. Păi spune că nu te aud. Bună, își face sora mea nunta cu domnul Ciprian Pian. A, cred că e, da, joi. Și te invit alături de 10-20 de persoane. Asta e, nu nunta? Ciprian da, Pian? Da, da, da. A, vezi? De fapt sunt invitat și nu știam. Ați văzut? Și uite ce familie mare ai. Sunt toți verișuri. Ah. Gradul 1. Gradul 3. Bun, așa nu era. Nu, păi, na, vă aștept acolo, joi. Sigur, sigur, mergi și fă-ți treaba. Sănătate. Spor la club acolo. M-a dus să mai bag puțin petrol. Da, m-am primit un SMS cu invitație la nuntă. Cu toții, gen. Nunta cui? Păi parcă erau 20-30 de persoane. Fora unei fete cu Ciprian Pian. Cine e Ciprian Pian? Nu știu dacă îl mai știu pe Ciprian Pian. Cred că ăsta nu e ăla. Avea el o afacere. Santa Monica, nu? Aia, da. Cred că îl mai știi. Da. Păi eu... Păi și ăsta nu era cu Ruxia? Știu că dispăruse. Lasă că te-am găsit el. Nu știu cu cine era, că nu... Le țin eu condica lui Lito, care cum cu cine e. Fiecare e liber să fie cu cine vrea. Da, gen... Oh, wow. Nu te-ai prestă că ești mic. Nu, de fapt, hai ca să zică, uite, vă zic... Te faci Dragoș. Tuxi ne-a invitat la nunta surorii ei cu Ciprian Pian. Acum nu știu cine-i sora ei. Ți-a trimis ea invitația? Da. Păi și Ruxi e singura. De ce nu ți-a trimis mireasa invitația și ți-a trimis invitația? Asta poate e nașă tu și ea se ocupă de invitați. Sau e fata da. Cu invitații. Hai că avem niște invitați de mult, niște vechi invitații. Care au întrebat și de tine. Asta trebuia să-mi zici de când ai primit mesajul, nu? Păi de aici, domnul de aici, hai să-l vezi. Mă... Stai noroc că n-ai... N-a venit fâși cu invitații. N-a venit... Bună, mă râdă, n-are bombă. Re. Salut, mâna, salut. Bună, bună. Bună. Ăsta e maniac monstru, vă ce faceți? Uite ce, cum mă leacă la plimbare. Foarte drăguț, bravo. Voi?
la vorbă? Păi, stăteam și noi pe aici. Da, haideți acolo, în mijloc, că e și Chris. Mamă, de când n-am mai stat în parcarea asta la vorbă? Da, păi nici noi n-am mai stat de mult. Să trăiți, să trăiți, bună seara, să rămână! Salut, salut! Salut, salut, bună seara! Ce ziceți, domnilor? Ce drăguț! Am fost pe un port, am avut o speță pe acolo și acum mergeam spre casă și am văzut că e lumea aici și am zis, mamă, au trecut ani de zile. Încercăm și noi să mai stăm pe aici. Nu, chiar mi-e dor când pleceam pe aici și vedeam lumea aici la discuții, la... Încet, încet, o să înceapă să vină iar lumea, dacă ne văd pe noi, mai vin și alții și tot așa. E păcat că parcarea asta are amintiri. Are tradiție. Tradiție, da, corect. Și mie dor că eu stăteam doar aici, că în rest picam prin plăcile tehtonice când eram mică. Stai fix aici. Da, să mor numai pe aici, dacă mergeam, trebuia să merg acompaniată să mă aducă cineva aici. N-ai văzut casa, nu, Malek? A, păi nici nu vreau să vând. Aolea, ce-aș vrea? Aia de lângă biserică? Da, nu, am avut-o, am vrut să-l pun pe un prieten al meu nou în oraș, să înceapă și el să facă cunoscut pe ceva activități, da? Pe prietenul japonez. Japan style. Ăla cu peștii? Da. Am auzit și eu de el. Da, aparent a început să supere lumea până oraș și... Da, am aflat am fost, că are concurență am fost, și... Am fost scos la tablă astăzi, mă. Aha. Am auzit că niște persoane se duc acolo și cumpără pești mai scump ca să nu... Da, cunosc, am fost scos la tabla asta, treabă. Am înțeles. Că ieri l-am salvat într-o situație delicată în care se situa. Și apare nu știam că el trebuia să se salveze de niște cunoștințe de ale noastre comune. Și m-au scos cunoștințele comune la tablă și m-am amuzat. Dacă s-a rezolvat, e bine. A, nu, urmează imagini șocante. A, da? Da. Am avut și eu un pic de contact cu el, m-a invitat la un sushi, dar... Nu știu când îl face el, că e bucătar. Bă, că... nu e băiat rău, e dat pe chat că încearcă... Ți, a încercat asta cu fish market-ul, e... Merge, nu-i merge... S-a băgat în seamă cu persoana care n-avea ce să caute să bage în seama asta, n-am înțeles. A supărat anumite persoane pe oraș și... Da, cunoaștem. Am văzut câțiva ce s-a întâmplat. Așa, și urmează scoaterea la tablă. De asta m-am sunat și căuta un micro-SMG. Vrea să-și facă dreptate, cred. Nu știu ce face cu unul, cred că ar trebui vreo 50-100. Avem, nu-i problemă. 200 de bucăți, că cu unul nu știu, da, ce face. Le facem, le facem. Asta e stricant și lui, bă, cu unul nu știu ce faci, dar cu vreo câteva sute pleci la treabă, nu? Cred că e prima și ultima persoană din oraș care a vrut lanternă pe armă. Vrea noaptea să... Bună, Mr. Rocco. Nu vede bine, vede bine, vede bine. Vede. Da, domn vorbesc ăștia. Dar nu știu ce-a făcut. Nu vreau de japonez. Nu te să mergi de fleșiri. Da, da. Bună. Da. Auzi comate din dormitor, ce se întâmplă? Făceam mii de griji pentru ea, telefonul închis îl ținea. Cum e, spălătoria asta de aici după grup? Mai e cineva pe la ea? Mai spălăși noi mașinile sau? N-am mai văzut pe nimeni. Probabil că... Azi mi-am spălat-o eu singur, mi-am cerut-o, mi-am făcut-o. Nu, ți-am zis, hai noroc, ai strântat? Probabil că zilele următoare o să se ocupă. M-am uitat acum la live și a dat pe cala cineva? Dona, da? Momentan bate mult. Bă, greu că m-am întâlnit cu tot felul de familii de-astea. Ești frumos craioveanul de abonare, te popuie. Business-uri noi până oraș și chiar am rămas în, așa, nu că puțin dezamăgit, așa, nu înțelegeam activitatea de wow, știi? Și-au cam pierdut mult. Adică, interes zero, interactivitate da, da. Zero. Hai, asta nu-ți vei inventar? Aaaa! Uite-te acum aici, că nu e nimeni din... Da, am auzit. Sunteți voi și cu noi trei, patru, cât suntem care nu suntem cu voi, adică... Păi, dacă undița aia, na... Da, aia e problemă. Chiar mă gândeam dacă ar putea, nu știu, să se întâmple în orașul ăsta un uragan de ăla, știi, o două săptămâni să nu se poată merge pe mare. Dacă nu luăm bateriile de la toate mașinile astea,
băgăm bateriile în apă acolo, vedem ce se întâmplă. Nu, mă, o să vină un uragan. Nu știu, o dată pe lună, două săptămâni să nu se meargă acolo, știi ce zic, să... Orice să vină, numai să se întâmple ceva cu peștele. N-ar ști vorba ta, n-ar ști ce să facă ta panicare, prea îndepresie, dar aruncat după flecă. Și-ar lua concediu două săptămâni. Și dacă prețurile ar scădea un pic, tot degeaba. O să continui. Mă, banii n-au cum și prețul n-au cum să scadă, că e un oraș vechi, inflația mare, e bani mulți adunați, nu, prețul nu contează de scăzut. Băi, oameni buni, într-un loc unde se pescuiește masiv, o perioadă de timp, peștele mai dispare, că, na. Peștele ar putea, bă, stea licența sau autorizația de pescuit să fie pe două săptămâni dând patru, știi? Da. Dar tu crezi că toți, nu? Da, like am dat, bună, mulțumesc pentru recomandări, nu mai trec eu așa des. Facă, să facă alt stai liniștit azi, mă bucur că... Tot cu gândul acolo să fie. Nu știu dacă ai văzut cu Lali. O să o ia invers, să duc după aia pe lac și între lac și ocean. Veniți pe lac, să fie și zis că tu mi-ai făcut asta și am venit să te caute pe tine. Sau în alea două săptămâni stau la momeală acolo să prindă vierni. Sper să colaborați drăguț. Trebuie să-ți ofere o sumă de bani mult mai apropiată experienței pe care trebuie să o ai, 50 respectiv 650 de luni, adică... Bună, K-1! Problema că oamenii stau și la happy hour, la nu-ți vine să crezi? Problema e că oamenii... Da, Kevin, sunt mult mai bine. Așteaptă experiența să dea pe ocean acolo, bine, mai care... sunt mici probleme, așa că gen obosesc mult mai repede. Da, da, că păi, uite Dumnezeu, păi nu, acum, și gen acum, sincer, mă mai ține cicatricea și operația, dar e ok. Da, da, mulțumesc că am vorbit, acum trebuie să decidă cam ce vrea și cum, niște pești, mă bucur, ăștia, mă bucur. O să micilor. Apel și eu la tine. Și după aia m-am dus și am făcut și o probă, nu știu, două, trei ore, că... Aș vrea să mai schimb ceva la banner, gen. Vreau să pun și ștrumfiții lângă, și logo-ul ăla vreau să-l schimb cumva. Și atunci... Da, vorbim. Riscuri zero? O amărâtă de licență, care costă foarte puțin. Că nu mai îmi place ăsta. Mă scuzați pe mine, o secundă, mă pun puțin aici la mașină. Cu păr așa, pe ochi. Dar avem speranțe că foarte curând o să se mai domolească și peștele ăsta mult. Nu știu dacă mai ai proiectele cu mine. Cine de aici mai face pește? Maia, Clau. Bă, eu m-am lăsat de... Nu, nu, stai un pic, că îi înțeleg pe oamenii care pot să facă acum și încearcă și... E normal, na, să tot aude, că se câștigă, n-ai cum să nu te duci. Înțeleg că te duci la 650 de lume. Te duci, n-ai ce să faci. Și eu am fost. Dar... Aștia alții care puteți să faceți altceva tot acolo. Clau, ești singurul de aici? Eu nu fac pește, dar... Și foarte bine că Ștefan a zis că sunt pescar nervos. Cred că așa mai am că... în general la tine, face? Nu știu dacă am pierdut ceva de miele când aș ștergi ceva. A. E vreunul după aici, vreun nebun? Hai, curaj, curaj. Am pus de nu, Chris, aia care trebuie să te trezească dimineața, acum dormă. Păi da. Unde-i gările? Eduard, unde ești? Te rușine să recunoști din nou cu acea pescarule. Băi, nu mai fă bă de râs. Vino cu acea, recunoaște, hai că tu... Vino aici, hai, două săptămâni, nu, două săptămâni, da, vino cu acea, povestește-ne. Cu ce te vorbești acolo cu oamenii aia pe baltă? 8 ori. 4. Nu fă pescar, 4, cât e happy-ul? Ai fost și tu, la sere, așa. O să facem un grad de pescar orgolios, nu de pescar nervos. Poate că a fost așa un pic, da. Au trecut vremurile alea, gata. O trecut, săptămâna trecută la auzeam că vreau să închei. Cine are? N-avea ăla tubul, undiță, pula mea. Cum o să e? Ștefan. McLaren, ce e ăla, nu? McLaren. Da, e ăla, fără, cu stock zero. Da, nu la care nu-l cumpără nimeni. Da, frumoasă. Conștient că nu prea le-am văzut. Nu e bună. Eu vă las, noapte bună. Pa. Noapte bună. Gata? Pa, noapte bună. Noapte bună. Facem și noi 250 de like-uri sau sal?
Hai, eu zic să mergem în dimineața asta toți la Happy. Da, oh, mai ce nebunit. Cu tugul lui Paps. Da. Am și eu tug. Umplem. Perfect, uite, două tuguri le trântim acolo. Bă, mai bine facem scafandru miner, bă. Mai bine dacă vreți bă, mergem... facem două tuguri scafandru miner. Patrulă pe mare. Mai bine ne culcăm. Bă, dacă vă duceți, mă anunțați, vă dau și eu niște puncte. Te-am speriat? De ce? 10 mașini, mănânc bine seara asta să moară pe mine. Să moară Jackson. Șefule! Câte sticuri ai? Eu? Vine cu aceea Nea Mecanic, avem treabă cu mătare. Ce sticuri, domnișoară? Că eu ascult de că Nicola e guță de asta. Păi alea, cu Nicola e guță, ne trebuie și nouă. Uite, doi cântăreți unul lângă altul. Doamne, Iisus Hristos, tu chiar trăiești. Uite, pe domnul. Că trăiți, să trăiți. De cum, tată, cu ce cânti? Cum, cu ce cântă? Cu vocea. Cu vocea. Cu Jaterna. Cântăreți poate să fii și cu saxofonul, Lolita. Sunteți două, cum se zic? Cum se zic, mă, alea? Eu sunt legendă, nu știu de... Nu, stai cu minte că el e legendă. Stai cu minte viața, stai cu minte viața mea, că intri în oraș și asculti muzica greu. Lui, nu știu cum să-ți zic. Lasă. Cum se numesc aia doi la gen... extremități? Polul opus și polul nostru. Aia zic, aia sunteți. Polul... Leopardul, mami! Foarte bine. Dumneavoastră? Eu ce vreau să fac, mă, pe ce să-ți grăb? Bă, băi, tu mai ai afaceri prin oraș? Normal, auzi, serviciul din cumpărăm asta. Și noi... Stix-uri de alea Brezel. Brezel? M-a sunat domnișoara Ramona, dar eu nu le dau. Nu le dai, eu? Ce dracu faci cu ele? Câte am făcut până acum? Monopol. Câte ai? 17 mai am. Credeam că ai vreo 40 la cum am auzit de tine, că dai zilnic. Păi, sunt, dar mai sunt și zile când nu-l luăm. Să mai ascunde bulangiul ăla mai. Ne arăți și noi o hartă de aia de-a ta? Logic, o am pe aia care are totul așa. Care? Dă-ne și nouă un mail cu ea. Cui dau? E aceeași, dă-mi. Mă, care umblă peste. E aceeași, da. Cine știe, poate ai tu. Are noroc să... Bă, eu uite, vreau să spun ceva, eu nu l-am găsit în ultima săptămână. Am dat în fiecare seară, eu personal nu l-am găsit și băieții mei l-au găsit de câte l-au făcut. Eu consider că sunt pagubă. De-aia nici mai mă duc. Dacă vreți, vă dau, nu-i problemă. Păi în pagubă nu ești, că nu pierzi nimic, dacă nu-l găsești. Păi nu, Gheorghe nu mai particip eu, că îl ia eu direct. N-am somn să biz. Dar mă ia somnul dacă nu vorbiți cu mine aici. Din aia unde e găsit de cele mai multe ori, nu știu. Bă, dar pe ăsta l-a sunat, mă, că a zis că-l sunați. Pe cine? Nu e în oraș. Nu e? Roberticu? Nu e. Da, de cele mai multe ori l-am găsit în Vespucii, prima locație, de cele mai multe ori. În Grepsi, la SOA, acolo la servis, la fel de câteva ori. Unde de acolo am mai găsit? Aici, la a patra, a cincea locație, nu știu cum dracu-i zice. Până în ăsta, în gol. Cel mai deci să găsește mai mult în oraș, gen, decât în afară. Eu de cele mai multe ori în oraș l-am găsit, da. Sau grape. Și grape, da. Listen up to the flat project. Să pare drept acum ar veni pe lângă fermier. Eu vă opresc cu ebu dacă nu. Mai ideea e că el nu dați like urile alea. Dacă nu prinzi locația. Ne audem la 250 gai. Paleto lângă secție. La mine în alta. Fiecare zi l-am găsit. Și de câte ori n-am scris și acolo, bă, dacă sunteți careva și dați acum, veniți în coașe la țelul de aici, că vă ajut eu ușor cu locația. Nu răspunde nimeni. Deci, nu trăși. Da, de multe ori nu sunt oameni care văd. Da. În câte persoane mergeți? Cel mai bine am fost în 4. Da, bine, a fost și în 4, și în 9, și în 10, maximum. E treabă de puțin oameni. Da. Uite, aseară am dat, de exemplu, la 2:30, nici am auzit sirena.
Nu se legă. Ba, mai devreme voi ați spus că se ducea poliția. Nu, că băieții au vrut să dea, dar e cooldown-ul ăla. Da. M-am învățat minte de când mi-ai zis. E de evitat, v-am zis, orele alea. Nu, e gen, acolo. Nu știi că eu prima dată când am dat, eu m-ai învățat de bine și ți-am ascultat sfatul, că n-am știut de chestia cum funcționează. Ce am dat. A, o dată la 20. Da, da, da. Da. Absolut. Da, aia e foarte, să știi că e foarte... Da, n-am știut, acum nu mai, acum nu mai s-a căsut. Să o calculez la minut, exact. Da, da, de e, da, da. Dar ți-a povestit cum am rămas blocat în safe la highway? Da, nu ești primul, au rămas mulți. Am dat deja până 6 inși și am mășit din gurile, m-am dat... Ba, lasam cum am 2 ore. Murim cu voi, vă ziceți la happy? Lui, dar băiatul e cu melodia aia, nu? Da. Și ai făcut lista? Nu. Hai mă, loli. Ce ai mă, loli? Zici că sunt doar eu pe planeta asta. Păi voi, fetele, mai să vă duceți să faceți. Păi și nu mai fetele, că eu nu știu tot despre toți. Ei, mare parte știi ce nu știi, știu alte ce nu știți, toate întrebați și tot iese ceva. Dar am zis să fie așa o plecare de la voi. Mâine faceți aia, bine? Da. Vă duceți și ce fac? Tu ești mâine în oraș? Da. Da. Bine, da. Te sunăm atunci. Da, pe spă seară, gen. Da. Poate reușim să-ți dăm și noi Insta. Gen, salut. Am mai vorbit, ne-am mai cunoscut, ne-am mai întâlnit. Da, nu cumva am vorbit și pe mail pe tine, mi-ai dat niște demo-uri, acum ceva timp? Ba da, demo-uri, da, da, da. A, pe da, zis aici, că atunci ai zis că te lași de oraș sau ceva. Păi am mai avut, da, tentative. Și săptămâna trecută am avut o tentativă. Eu m-am gândit, cred că vocația mea este să cânt și eu, să facem un duet de ăla. Ia, ia cântă ceva să vedem. Ia uzi, aseară ți-am luat basma! Cum cânt? Nu, nu mai cânt ăla. Ba da. Tipul oamenii ăștia care... Păi nu, că are el, are el programe de alea de editat, voci și mă face zână. Zina. Aia zic, nu? Pentru câteva 100 de euro. Plătim și licența la Antares. Ce dracu mă duc cu Antares-ul la toată lumea artistă. Sunt obosit acum, că în rest eu cânt bine, să știi. Cred că mă, și la duș și... Să mor. Să mor. Băi, prea chill mă la ora asta aici. Peste tot e chill și vezi pucii, e mort, n-am așa și cer de om. Mort, nu? Da. Am luat tot orașul, nu găsesc nicăieri. Liniște și pace, măi, e luat. Sunt câțiva pe la recapul, în parc la altul. A, dar e tare rău pe acolo. Da, da. Mișto, mișto acolo, la, la fâșurul ăla. Toți paralizați. Da, bine, asta e partea a doua, nu? Da, bine, mă, că pe oriunde mergi, că îți dai de paralizați. Mai mult sau mai puțin, gen. Am venit unul de dimineață și a zis, am un lanț de femeie cu bani și un ceas gold, platină, nu știu de care, de femeie. Bă, gamea și pula morții lui, că pe mine m-au jefuit. Nu cred. Ba, da. Și l-am luat la mișto și ce crezi? I-am zis, păi și ia zi mă, șefule, ce bani vrei cu ele? Vreau 7 milioane. Și după aia, după aia ce crezi că a zis? Să mă rog familia mea, dacă cumpăr ceva, imediat îl vând. Dacă jefuiește ceva, nu pot. Măcar îi lași tu un număr de telefon, ceva? Băi, nu i-am luat, dar stai așa că eu n-am ieșit din oraș și parcă era pe Weasel pus anunț. Exact, exact. Da, a, mă, același, da. E același, da. Cheamă-l aici să-l... N-ai ce să-i faci, mă, n-ai ce să... Păi le-am cumpărat deja, stați liniștiți, dar a ajuns în alte mâini, nu știu pe la cine am ajuns. Că nu e ăla din anunț. Hm? Mm? Nu se poate face nimic? Nu. Asta e că am ieșit din oraș. Hmm. Pentru că nu știu sigur dacă el e cel care... Poate el a cumpărat de la altul și el la altul de la altul. Păi nu, da, băiatul ăla care vindea seară în grup, poate a luat de la altul și altul de la altul și altul de la altul, care avea vreo nevastă și... Morților. A avut prada vieților. Tot nu mecanic. Cum acolo? Nu sunt mecanic, tată. Bă, a picat ăla cu aia. Sub acoperire. A, am înțeles. Bă, de cine a tras ăsta de aici? Să mă sun, să vedeți cum e să mecanic.
Nu știu. Bănuiesc că n-aveți numerele la toți playerii până la ăștia. Ce-ai maică? Eu nu am niciun număr în agenda. Vino puțin. Ce are ăla pe el acolo? Bă, cu cine crezi că m-am întâlnit în seara asta? Cine l-a executat? Giovanni Podcovaru. Cred că era de la noi, apar n-am. Și? Ce că piesă, ce că... Te-a angajat sau? De-aia pula m-a angajat eu, ce mă? Nu m-a angajat. Păi nu în genul la familia lui, așa, că știu că el făcea petrecere de astea nebune. Bă, are clubul ăla de la Vumaleaca înainte. Da, da, da. E un paradise, nu știu care dracu. Dar a zis că gen vrea o piesă, dar nu știe dacă mă potrivesc eu pe stilul lui. Păi ce stil are? Zicea că e țigan, că e clar, că... Păi dai. Tu nu te cunoști cu el. Păi ce? Că tu ar trebui, zic, tu ar trebui să-l știi mai bine. Păi el, știu, dar e un om foarte liniștit, domnul Giovanni, așa mai, nu vorbește cu oricine. Toată vaza a plecat de la Dashul, gen, de la... Așa. El b-a trimis la Paradise și a zis că vezi că vreau un om să întâlnească cu tine, uite acolo. A, oricum am ajuns și m-a luat ea la pulă, că am fost cu Maleaca și gen, ne-am răsturnat bine, pe bine, ceapă. Și ai să la că ați întârziat timpul, costă bani. Da, păi ți-a foarte așa. Bă, mi-a plăcut de el, și de oamenii lui, sincer. Bine, de băiatul ăla de la ușa nu mi-a plăcut, cam bulangiu. Păi? Dar el super șmecă. Nu a luat așa la pulă pe noi. De-a urmărit el. Ura mea, a fost o situație asta mai complicată, că l-am ajutat noi pe un chinezoi să scape, pe chinezoi ăsta lui Maleaca, să scape aseară, că era nu știu ce căcat, și am fugit noi cu niște submarine, cu niște dalea, și a zis ăla că eram în spatele vostru cu submarinul, că să nu mai întârziați, că să așteptați și voi acum. Ne-a lăchit puțin cu dalea, că stați aici când dau eu un mesaj, căcatul de-asta. Dar oricum, ideea e că Giovanni mi-a plăcut super băiat. Și păi voi da, trebuie să fac aia, gen, când pula mea. Când bă, da, fi... dar gen nu, chiar nu mi-a stat gândul că ți am fost mai dacă, da. Moleșit, așa. La asta mă gândeam. Și oricum am avut și o perioadă aia și oricum și acum o mai am, că nici acum nu sunt pe... Eu pe aplicația mare nu sunt. Păi de ce? Poate locul e ăsta. Nu știu, m-a căutat prea mult zubioș. De ce? Așa gen. Oricum voiam să mai fiu ca să vorbesc cu cineva, dar nu s-a mai bătut. Salut, da. Oricum, dacă e ceva, dai de bine pe oraș sau oriunde, nu contează. Da, bă, stai liniștit. Și tu dacă sunt vrei să liniștit. Vorbești cu cineva, cum zici? Cu furnizorul de super sporturi. E supi pe mine. Pe tine? Da. Adică pe mine, vere, no, că... și pe mine e supi. Am avut niște căcaturi. Și eu am făcut un căcat mare. Mai mare ca mine. Nasol, nasol? Da. A, sunt că orice problemă are rezolvare. Da, n-aș fi vrut să îi supăr. Bă, păi cred că nimeni nu vrea, dar pula mea o faci neintenționat. Da, bine, chiar am gândit-o altfel pe moment și... La mine au fost niște căcaturi că sunt eu bolnav la cap și că pula mea. Am problemele pe care le am, dar lumea ori mă înțelege, ori mă dă deoparte și na, fiecare alege să facă cum consideră. No. Și oricum, cred că și la el au fost niște neînțelegeri acolo, că s-au întâmplat niște faze pe care nu le-am înțeles, nici el mai mi-a răspuns oricum. Dar na, toată lumea e fericită. Eu mă plimb cu dubița, mă relaxez. Dacă are nevoie, știe el cum mă găsește. Că ar fi și culmea în orașul ăsta să nu mă găsesc. Da. Hai la băieță acum. Dacă ai treabă, dacă rezolvi cu aia îmi zici. Cu ce? Nu, cu lista vieții. Da, o să strâng fetele și o să... Mâine e gata lista, crede-mă. Nu, că stai nici că eu mă grăbesc nicăieri. Știu, da. Na, să fie, că trecut deja atât. Nu știu, mă, eu vedeam așa o oportunitate. Bine, multe familii o să o vadă o oportunitate. Dar... Într-adevăr, da, este o oportunitate bună și este... Adică nu știu când o să mai prinzi... 50. Când o să mai prinzi o locație... 50, da, când o să mai prinzi o locație bunicică ca asta, așa, pe viitor. Noroc. Unde-i mă body? Cred că...
Eu o vedeam bine așa de viitor, nu știu. Barna. Bă, și eu eram 50-50, s-am zis, dar... Bună, Alin Cris, bună! Nu voiau și... Da, și să lucrează și ție, angajații mai mult, nu? Au... au de lucru, gen. Păi și tu pachete de alea de întreținere la mașină, chestii. Ai un pic mai multe lucruri. Mai ales că acum, uite, sunteți și cu mașinile, era, știi cum îți venea mănușă chestia asta. Să tematica pui... asta cu totul era perfectă. Da, 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 cu lowrider-urile astea acolo, la... ok, poate lumea o să zică copiii așa ceva. Pare nimic. O faceți în modul vostru, păi aia zic, faceți, nu știți voi. Da, zi. Nu știu ce să zic. Da. La cum, cum ați luat voi întorsătura asta pe lowrider-e, pe uite așa mai Mexican style, așa cum sunteți. Și o spălătorie toată ziua acolo cu furtunul în mână, parcă altfel dă. Da, ne-am gândit și noi că era frumos și acolo, ascuns și acolo în Sandy, știi? Da, tu știi ce e mai bine pentru familia ta, Zahar, eu doar nu. Știu că pe un service vrei să o schimbi, acum... Da, ascultă-mă, ascultă ce spun eu. Afacerile în rest sunt mine de aur pentru, pentru angajații. Ce să vezi chestia asta la un moment dat. Se auto-întrețin afacerile din oraș. Metele de ceară băgat acolo în spate să fie? Corect. Și ești în Cruf. Ești la doi pași de orice. Era ca zonă, ca astea sunt, am zis, ok, doar că am mulți persoane nu sunt cu creierul ăsta de moșii, nasol că deja ai poporul, vezi cât că suntem aici, e jale deja. Bă, să speli o mașină și să faci o chestie de genul, e, nu da, cred că trebuie... Da, da. Na. Nu poți să iei în calcul chestiile astea în funcție de persoanele, de ce mi-ai zis tu, n-are nicio relevanță. Nu. Fac în așa fel încât toate să poată lucra. Bună, Samir! Unele mai bine, altele mai puțin. Mai interactiv decât la Gansu. Stai, Sam, și... Uite seara, mă, trec mașini, s-au opresc, vă văd acolo. Asta a fost și punctul meu de vedere. Poți să iei și niște truse să... Ce să fac? Să instruiești angajații să aibă și niște truse de reparații. Mi-e un pic somn. Poți să oferi și o mică reparație în caz de nevoie, știi? Pe lângă spălări, pe lângă ceară. Să faci un mini serviț așa. Să ai și chestia asta, da. Să ai și chestia asta la îndemână. Bună, Petrișor! Ai văzut, să oprezi mă și te rog trusul, știi? Ăștia cu ăștia, ai mai vechi, mai... Dalos. Stai că mă duc eu mă să văd exact fizic că stai așa. Bă, ce muzică să mai ascult și eu, mă, frate? Îți e mai mult ție frică de schimbările astea, nu știu ce se întâmplă de fapt. Nu că mi-e frică de schimbări, doar că am început, și... început o chestie, gen, da, m-am obișnuit de acolo oricum. Să... mi-e greu să plec de acolo, gen. Da, bă, singur, așa. Pleci doar când plec. Ți se oferă ceva mai bun, când e un upgrade pentru tine și pentru familia ta, nu când... Nu, nu zice nimeni să faci invers, să pleci din oraș să te duci în altă parte. Bibi ciocolata? Eu nu trag pe oraș, eu nu trag către oraș. Bibi ciocolata. Da, fără. De ce tu că faci să schimbări aici sau să simți locații sau... Bine băieți, seara plăcută, ne auzim! Salut! Seara bună la leac! Numai bine! Numai bine! Seara bună! La fel, la fel! Mă iubesc rău! Ce ziceai de locații? Zicăiți că faci tu vreo schimbări sau... Ce fac cu locații? Bă, să-ți urci și la mine mașină, nu mă rog. Bună, Alex! Vedem pe viitor. Big Till Bug, auzi. Alex Big Till Bug. Da. Vrem să populăm un pic groove-ul ăsta, să vedem cum reușim să-l populăm de... Bă, sunt ce altfel, bă, dar mie... Cu mafioți. E foarte greu, bă. Nu știu, deci lumea preferă mai mult să stai la pleca. Tot la pleca, nici în parc măcar nu stau. Măcar zice, stăteam în parc, hai că e... Vremurile se schimbă, Zahar. Eu mă retrag. Cu pipa! Bă, se încearcă. Uite, și prin simplu fapt că e cineva aici mereu, oamenii se opresc. Înțelegi tu?
Nu am văzut pe Condar, sincer, l-am văzut pe Condar. Băieții de la Bolas și noi ce am mai stat așa. Da, mă, eu mă refer și la oameni care trec așa, să vadă care e pulsul. A plecat Donația, am mai jos CS, bă, nu prea am mai jucat. Asta ta e, șmecheră. Asta ta e frumos. Nu. Da, da, da. De 500 dobitoaca asta. Ce vrea lângă mine? E armata ta. Mergi cu gemera liniștit pe autostradă și treci unul cu bucșa pe lângă tine, rachetă. Ia vezi ce melodie. Ia vezi, mă, melodie. Da, mă. Bă, cred că mă retrag și eu că-i târziu. Bă, vezi când dai și mie ele 2000, mă. Vrei să mergem acum, să le dau? Dacă poți acum cât? Mergem repede, ți le dau și... Dacă nu mai poți, ne vedem mâine, dacă... No, merg, mă, merg, 5 minute nu mă reniu. Veniți mai mult să le luați sau? Da, păi da, 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 vine mai mult și luăm. Mamă, dacă sunt și ăștia cu zahăr 2? Da, fac poze foarte mișto, pe gratis. 10, 12, 12. Uite, mai vorbește cu băieții ăștia care rămân și poate te vezi cu ei și faci niște poze. Sunt de la tine sau de la ei? Ce? Leu de la tine, nu? Cineva de aici are Maria de vânzare? Eu am doar frunzie de alea. Nu, făcute pachete. Are cineva? Da. Două mii. Nu. Eu n-am. Momentan numai de mucoliat. Atunci lasă că merg eu. Bă, treabă lui Ștefan, treabă lui Ștefan, știu că avea. Doarme, doarme. Ultima dată eu i-am dat lui, dar nu știu. Păi hai să mergem, ne vedem la depozit pe Caio. Ți le dau și după aia... Da, hai că îl întreb pe Zahăr dacă îl știe pe unul, pe Radu Balas. Nu borți, Lina. Atunci îi dăm, mă duc să iau elicopterul din spate de aici. N-ai luat încă elicopterul ăla. Nu se crea rămâne între noi. Pareză. Am înțeles. Hai, ne vedem acolo. Da, da. Mergem ca eu? Eu merg până la depozit. Care vrea să vină să dea o tură, hai cu mine. Noapte bună, băieți. Vorbac și eu som de voie. Ăsta e amusat. E mea. Mă rog, e cel mai stabil castel de la 84. Dragostea se face în mindu. Păcat că sunt pe live. Noapte bună. Ba, noapte bună. Noapte bună. Caut un magazin. Bă, da, dacă ai prinde afacere. Nici înseamnă că apă nu astea nu înseamnă. Super femeie, super femeie, super femeie, Hai vreau să-ți dau rămâne, ai rog? Scuze. Mamă, stai așa cum se fac. Mamă, stai că mai îmi trebuie mașină. Că nu vreau să le bag în porbagaj. Poți să le bagi cu mamă? Vindești ceva, cumpărați ceva, vindești ceva. Sulf. Lasă-mă dreacu sulful tău că mă găsesc. Da, pe bune. Da, dar eu trebuie să aștept 10 seconds. Mersi frumos de abonare. Aveți? Gicu. Da. Gicu. Hai luăm că avem 3 hile, sunt 3 hile. Mergem direct acolo. Hai, la... Să mă rog să ducem oameni, să mergem cu oameni. La arme, mergem direct, da? La... Da, da. Da, la arme. Hai, op. Nu știu despre ce arme vorbiți. Da, știu, e grasul, are 10.000 de ore aproape, da.
Cuțite de scuitul. Iar voi vă la mișto. Dacă știi cât mișto se face de mine, stai tu liniștit. Că asta e mimica toată. La arme, Cristi, da? Hai zic că da. L-am plecat tare. De ce se face mișto de tine? Vari motive. Zi 1. Am cules 10 de plantații. Asta chiar ar fi 1. Vezi? 1 real. N-am mai cules în apărarea mea. Am cu 50 de puncte. Numai că te-am așteptat pe tine să culegi. Nu cred, nu cred. Eu te cred, dar ai dovedi. Da, săptămâna trecută 150 de puncte. Aia da. Da, și uite, asta 100. Direct sunt de 3 săptămâni top 1. Grasul trește pe tine? Mare pe era. A, păi prindeți viteză, eu. Ce să faci, mă? În același loc ajungem. Ai. Aolea, scuze-mă. Salut. Cum facem noi? Vreau să 2000? Da. Eu i-l-am dat cu 1400 ultima dată. Dar nu eram în niciun fel. Bă! Ce, bă? Am sac pe cap. Și că era în chinez, rec. Sunt supărată rău pe voi, mi-ați dat doar 250 de like-uri. Salut, 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 supărat rău. Vă bagi la somn? Hmm? Vă trimiți la somn? Pe cine, pe mine? Ce să culești tu? Vă plantați mâine de mine. Nu mai vreau nimic. Bună, twist! Și ce spune această teorie? Ce spune ea? Stai. Mama, am 12 bute, mâncați! 12 bute? Vând oțel. Teoria îmi spune că dacă ai sacul pe cap nu vezi unde tragi. Cât e un oțel de ăsta? 5-6.000. Eu pot să mă mișc? Da. Păi te miști. E mici dacă nici legal la picioare. Vezi, așa fâși, poate nu te mai prind. Care fâși, mă? Am numai căcaturi în depozitul ăsta. Bă, Chris, facem eveniment. Blind cursă de-aia. Îi punem să alerge de pe munte în jos cu sacul pe cap. Ce fa bani, nu? Păi nu știu. Fiecare cu strategia lui. Dar gen nu de pe ăla mare, de pe Cilia. Deja o sac pe cap, că văd că nu mai ajung. Nu de pe Cilia, de unde al ăsta, mic? L-au luat bărcile pe la urmă. Eu cred că s-au dus pe aeroport și vin cu mașine. Nu, no, nu. No, s-au dus în ospăl dacă e ceva. Faci și noi un control de macro? Nu. Au iau 1000 măcar, restul bagă în depozit aici. Păi are 0,25, 500 de kg, 10 persoane, na. Păi ia, dar nu prea au voie pe care, dar nu bagă în depozit. Ei, au voie să-și amor. Da. Dacă o cumpără de la noi. Hai, ce fac, dau la unul și o bagi în depozit și te-o distribui? Da, dă-mi 100 poți să-ți dau, nu? 25 de kg are. Ușor te întind pe covor, îmi faci un masaj, nu mă vede nimeni că o ardem cam un flash.
CIA, CIA, Campul Mafiei 200, numărul Zahar. Da. Hai să vedem dacă dă în restul gore, în restul ăsta capul în prima. Bă! Da, mie. Bu. După păsările tău. Da. Ceva? Mm? Ai nimerit ceva? Luna. Hai, 1v1. Hai, cu tine dau. Cu mine. Dacă te bat, arunci navi, dacă nu-ți dau de căpia. Hai. Hai, lasă că nu mai arunc eu, te gândi, batem așa. Vă dai eu startul? 3, 2, 1 și... Mamă, ce greu viața mea, e greu, greu, aveți și voi... Mamă, n-am mașină să-mi bat pul. Aie, ajunge. Mamă, ce e acolo? O scățeaua. Și acum îl duc pe ăsta, mâncați. În spate așa, mâncați. În spate. A vrut 1v1, i-am dat hecea direct. Și acum ce-i fac? Bun, deci până la urmă urmei rămâne 2 milioane, cum am vorbit. Ce-i fac acum? 1 și 1 și... Îl duc în oraș? Ce, nu, duce aici, unde-i Heliu și când e plecăm. Păi cu ce? Haide, bă. Păi cu ce? Cum de ce? Sări în gardul, te ajut, vino, adu-l încă. Hai, da, până. A vrut un nevemă. Am auzit că a apucat să trag un glon. A apucat? Parcă. Eu n-am auzit niciun. Am auzit un glon de text famozit. Bobă. Mamă, de-i repă scăfârlie i-am dat să-i șepă. Îi dau dracu' insignă și-i dă-i... Să rege pe jos până acolo. Ca mie. Eu mor. Cred că s-a împiedicat în papuși, bă, dar n-a apucat să trag. Da, sărac. Mișlar. Și acum o să vină răze. Da. Hai bani să-mi plătești ghejul. Tu Dumnezei, măti. Ok, Zaru s-a aici ce răze. Uite când sunt ăștia la ora asta. Mai stai și voi un pic, băieți, până își revin ăsta. Poate vine acum grupare de 7 jefuitori. Hai, că mergem ca șobolani. Băi, mă retrag, bă. Bună, Maranda. Mulțumesc, da, ei mișto. Dar nu îmi place, că nu e combinat. Mai bine mă la pești. Mă duc la chestia. De ce mafiotici, mă, tu, dacă te duci la pești? Cum e, noaptea mafiotă, ziua pescară, cum era? Păi ies noapte. Da, nu prea îmi place peștile, aștept să fac și 1500 de luni, mai am puțin, ca să mă bag la varmă ăla.
Îl nenorocesc puțin. Te pup, Nicolin, te pup, Uim. Am livrat, dar nu-mi place. Ce să fac? Uite, pe aici, cu băieți. Am livrat, da, ia mă, stai să mă ușor la față cum i-am dat-o ăsta. Am avut azi puțin. Contează experiențele, nu banii. Mă, pentru mini care am aproape 1500, e sătul. I-am dat-o direct, și eu nici nu m-am uitat. Din care-i proaspeți? Na, poate le place. Dar mie nu-mi place. Cap, direct pe cap i-am dat-o aici, nebun. Pățcă fârlie! Metagaming dacă zi de ce mafiști, puteți să fie metagaming dacă zi de la ce mafiști. Stinge lumina. Îmi stinge lumina, arată ca la pune mâna pe mine, sunt în chemare inimii mele. Nu o dai cu mine pe glon. Când ești tu, bă, Zahăr Heliu? N-are Heli? Nu. Ce rușine. Toate categoriile posibile și imposibile. Mai bag, mie mai îmi trebuie avionul ăla, dar nici nu-mi trebuie. Am zis că poate care ăla cu reacție? Da, avionul îl iubesc. Da, easy, gen. Ăla am eu, dar e putere mare să-l dai. Da, dar nici n-am încercat prea mult. Bă, și eu când mai am chef așa de Caterin, că mai bag o tură de la de pilot și poate... Da, nici nu mă gândesc. Ultima oară când am urcat într-un avion și am pilotat, eu nu mai știu ce s-a întâmplat. Am înțeles, eu n-am avut, am făcut deci 100 de luni în continuu, am băgat în fiecare zi pilot de avion și n-am avut un incident. Deci am băgat în fiecare zi, în fiecare zi timp de 100 de luni pilot. Vreau să văd câți bani fac. Și câți ai făcut? Nu mai știu sigur, câteva milioane, gen. Adevărat, din ăsta? Păi 100 de luni. 100 de luni, cât e o cursă de... Păi e 13.000 dacă nu mă stau, nu, 12.000 ceva de gen. Nu știu, depinde cum timi și cât de aglomerat e. Dacă nu prinzi aglomerat să stai, de exemplu, aici pe insulă sau în altă părți, o să o faci în 20 de minute, în 15, 17, 18. Depinde. Dar eu așa făceam, făceam o cursă, mi-i pachetam banii, băgam o mașină și tot așa. Da, mi s-o luat, îți dai să... Văzi că te strigă, zi, cu stație. Ce, bă? Maria Ioana, am băgat 100 de ore în mai pilot. Good morning, knife. Gata, unde ești, bine? Bine, eu vorbesc, care... Ce faci cuțit? Mai rămâneți pe insulă? Că ai navi. No. Era cam navi, este... Păi nici n-ai apucat să tragi. Cum facem? Dacă am atunci de când trebuia să deschid ușa... Păi nici nu... Păi ai apucat să tragi cuțite, cum facem? Cu băieți aveți grijă. Hai de pula noastră. Da, dar nu m-ai nimerit, degeaba ai tras tu glonțul. Vezi mă că ți-am zis că a tras unul. Am tras, dar degeaba am tras. Păi unde ai tras? După muște? Știu că aveam 134 de guanță. Of, ți-am dat headshot. Ca să știi. M-a dur o cap. Mamă ce somn mi s-a făcut. Și eu o să mă... Ai corpul, mai nimic a de făcut. 7 trebuie să mă trezesc. Da, a luat așa că știi cum se tăia de la golf, de fac așa, fac, pun degetul pe limbă și pe urmă se poate în ce direcție vine aerul. Cred că așa a făcut puțin. Mă, eu? Da. Cum să mă îmbrac ale astea? E. La costum e? Da, la portocaliu. Și că mă duc la ședință îmbrăcată așa. Da, vă stai să facem mine. Am dus cu sacul de la cu flori pe mine. Da, l-am văzut. Dar există sacul, da, 100% e sacul portocaliu în oraș. În magazin. E, dar e așa spălăcit, gen. Să aveți grijă cu ce aveți în mână. E pe față, eu v-am zis. Nici o cisternă cu apă n-o stinge, super femeie, Bine sus la sfeia. No, că mă culc. Mergem... Hai la noi, da. Noapte bună, noapte bună. Te pup, cuțite. Noapte bună, cuțite. Salut, Clau. Te pup. Andreea. We don't talk anymore. Nu tu că e
Hai, pa. Uite-l pe ăsta. Uite-l pe ăsta. Uite-l pe ăsta, a scos gemera, weu. Wow, holy fuck. Eu conduc meteleu și-i surcă trei într-o mașină. Să spun acum cu toamnii pe dansam. Asta nu zi mea ne bucur. Mamă, câte etichete pe Discord mi-e rău. Dansam, 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 ne-am bucur. Ce faci, Ștefane? Bine, Ștefane. Bine, Chițon. What? Care-i Ștefan? Ai, Chițan! Da, mor! Chițan, e? Așa să rămână în dubii. Ia, mor! Ia. Hai, să sunt acolo. Sigur că e. Băieți mari. Normal, Chițan. Hai. Doamne, ferește. Puteai să zici că e oricine. Uite, toată viața mea eu n-am înțeles asta. Adică vrei să intri într-o familie, dar nu știi nici măcar liderul lor? Asumpură. Că n-am interacțiune cu mine niciodată ce vreau. Păi știe, dă-mi pozii și tot de știe, drag. Asta mașină, îți geamul fumului. Da, mă, nu știu. E și el nou. Măcar... Nu mă știu cu mulți, că n-am. Păi... Nu trebuie să-i știi pe toată lumea sau toată lumea să te știe, dar nu știu... Ăsta-i fâs. Fut-te în gură, fâș. M-ați speriat puțin. Fut-te în gură să te fut. Și ne-a marcat. E prost. Hai, scăgat. Ia uite cum e să ne marcat. Da. Ieșea cu tot ce avem în tâi. Am popat noapte bună. Aveam pot bagaj ce avem în tâi. Noapte bună. Băi, ce să vă zic? Hai, da, mă, băieți, o să închidem și noi live-ul. Vă mulțumesc din suflet că a stat cu mine până la ora asta. Vă mulțumesc din suflet pentru like-uri. O să ne auzim mâine, cel mai probabil. De fapt, 100% ne auzim mâine. No live. Da, chiar nu mai pot să mai stau că sunt frântă, obosită, moartă. Și ora 3 și am fost la muncă 12 ore. Vă bag și eu la un serial. Hai. Vă pup, aveți grijă de voi. Ai venit și tu acum, Chirine, și zici că ai stat cu mine până acum, fătute-i în gură. Vă mulțumesc din suflet că a stat. Ne auzim mâine la un live și să vedem ce mai facem. Mâine cel mai probabil stăm toată ziua pe tichete. Am rămas cam în urmă așa. Și oricum băieții și asta nu mai avem locație pe caio. Deci nu o să mai farmăm. Deci o să facem tickets. Ai stat o live-ul de... Dar n-ai scris? De ce n-ai scris, mă, gură de fapt? Mi-a zis tu, de ce n-ai scris? Slabați pe... pe like-ul, nu știu să...
Vă pup și vă iubesc, aveți grijă de voi. Să fiți cumiți.